colegi, domnule ministru, stimați invitați, începem audierile comisiilor reunite. Procedura ne este foarte cunoscută, nu doar prin faptul că am ajuns să o cunoaștem în calitatea noastră de parlamentar, dar și faptul că am exersat-o foarte des în ultima perioadă, ca atare nu o să intru în foarte multe detalii, ci doar foarte sumar. Aș vrea să îi dăm cuvântul domnului ministru să ne spună în sinteză noua abordare a noului program al guvernului din care face domnia sa parte și după care vom recurge la întrebări. O să dăm posibilitatea tuturor colegilor care se înscriu la cuvânt să pună întrebări, după care, domnule ministru, vă rugăm sintetic să încercați să răspundeți tuturor colegilor la toate întrebările care vă vor fi adresate. Vă mulțumesc și vă doresc succes. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Așa, după cum știți, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a fost conceput prin comasarea a patru ministere, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Comerțului, MMU-urilor și Ministerul Turismului. Și aș vrea să trec într-o scurtă revistă și să zic așa un pic mai repede principalele direcții de acțiune ale programului de guvernare. Este o updatare a programului de guvernare pe care deja l-am prezentat la audierile trecute și aș vrea să luăm așa pe domeniu. Pe domeniul industriei propunem implementarea prevederilor legislației privind guvernanța corporativă la toate societățile din portofoliul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, promovarea proiectului de realizare a ciclului integrat de producție minereu de cupru produs finit în România în industria cuprului, identificarea unui investitor strategic pront pentru producerea în țară a produselor finite din cupru cu valoare adăugată mare, realizarea de parteneriate cu companii din țările NATO pentru integrare și producție în fabricile de industrie de apărare din România a diverselor tipuri de mașini de luptă, echipamente, subansamble pentru armata română, reorganizarea companiei Romarm. În domeniul energiei avem niște obiective principale, securitatea energetică, o guvernanță în energie bazată pe competență și integritate, o politică energetică orientată către eficiență energetică și protecția consumatorului vulnerabil, redobândirea încrederii investitorilor, o politică energetică europeană comună, iar ca obiective pe termen scurt avem adoptarea strategiei energetice și a Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice, deblocarea investițiilor offshore din Marea Neagră, încurajarea utilizării gazului natural produs în România la producția de energie electrică și crearea de produse petrochimice și chimice cu valoare adăugată mare, listarea pe piața de capital a unui pachet de acțiuni al companiei hidroelectrică deținut de stat în anul 2020, dar păstrarea controlului statului român în această companie, definirea consumatorului vulnerabil de energie, pregătirea modificărilor legislative necesare care să permită reluarea investițiilor în noi capacități de producție de energie electrică din surse cu emisii reduse de gaze ce produc efect de seră, relansarea programului nuclear cu participare activă a companiilor care, dar și țări partenere UE și NATO, încurajarea reluării producției de uraniu a României împreună cu modernizarea uzinei de la Feldioara și integrarea în ciclu integrat la nuclear electrică, încurajarea producției de energie electrică și termine din surse regenerabile de energie, implementarea ajutorului de salvare pentru complexul energetic Oltenia, și aici avem și Hunedoara, și aici o să avem probabil o discuție mai amplă, să vă spun exact ce s-a făcut până la această dată. Inițierea unui amplu program național de îmbunătățire a eficienței energetice în clădirile publice și de industriale din fonduri structurare, creșterea performanței a capacităților de stecoare pentru depozitele de gaze naturale. În domeniul turismului dorim alocarea de fonduri europene în exercițiul 2021-2027 și vă pot spune că s-a acționat deja de către Ministrul Fondurilor Europene în acest sens pentru dezvoltarea și reabilitarea destinațiilor turistice românești. 2020, prima etapă în dezvoltarea și reabilitarea destinațiilor turistice românești. Introducerea regulilor de marketing turistic în execuția bugetului de promovare turistică a României. O nouă lege a turismului, să o punem în dezbatere, sau în paralel modificarea legii, o prezență activă a Ministerului și
a colegilor mei din Comisia de Industrie și Servicii în modificarea, amendarea legii turismului care se află în dezbatere în Comisia de Industrie și Servicii, digitalizarea procesului de acreditare a structurilor turistice, realizarea documentației preliminare pentru regenerare urbană a stațiunilor turistice de interes național, sprijinirea rezolvării crizei forței de muncă din turism prin acțiuni împreună cu mediul privat, prezentare de ofertă de locuri de muncă în comunități cu limba română din jurul României. În domeniul mediului de afaceri al comerțului și al IMM-urilor dorim consultarea în permanentă a mediului de afaceri, în special înaintea adoptării măsurilor legislative, simplificarea procedurilor administrative de birocratizare și dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică și vă zic că suntem în plin proces în interiorul Ministerului de a avea o structură, un software complet de management al documentelor, în așa fel încât să nu mai plimbăm hârtii prin diverse departamente în interiorul Ministerului, evaluarea interoperabilității sistemului de comunicare a datelor între instituții și autoritățile publice, pregătirea unor măsuri comune cu mediul de afaceri pentru repatrierea forței de muncă calificate, stabilirea de obiective pentru atașații economici și profesionalizarea corpului atașaților economici și reorganizarea activității de promovare a comerțului exterior prin implicarea organizațiilor și asociațiilor de afaceri, evaluarea programelor de internaționalizare pentru IMM-uri în vederea eficientizării acestuia, pregătirea programului Romanian Tech Nation de sprijinire și impulsionarea digitalizării economiei românești și să nu uităm, și nu este în ultimul rând, eficientizarea programului Startup Nation prin accent pe inovare, noi tehnologii și performanța antreprenorială. Acestea ar fi, pe scurt, principalele direcții de acțiune pe care mi le doresc în perioada următoare, implementate în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Am vrut să fie o prezentare mai scurtă a programului de guvernare, sperând într-o discuție liberă cu dumneavoastră și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, apreciez că ați parcurs în sinteză liniile directoare, despre ele am mai discutat. Eu rețin că și la discuția anterioară și discuțiile de atunci până astăzi, rămân câteva teme foarte importante, care sunt transpartinice, nu au legătură cu culorile politice și de aceea îi invit pe colegi astăzi să acordăm o atenție foarte mare și importanța cuvenită acestei dezbateri. A fost catalogată seria acestor dezbateri și audieri ca în tot felul de moduri și cu tot felul de epitete. Noi credem că este foarte important, având acest prilej, să discutăm temele cele mai importante transpartinice și îi invit și pe colegi cele mai importante teme, cele mai importante, sunt în ordine. Decizie comună, toate partidele și guvernul, privind strategia energetică. Decizie comună, privind Planul Național de Acțiune pentru Energie și Climă. Ambele hotărăsc destinul României pentru următoarele 3 decade. Implicații directe dinspre energie, climă către industrie, agricultură, transporturi, infrastructură, turism. Toate domeniile vor avea ramificație dinspre energie, dinspre noul acord verde, dinspre Green Deal. Abordarea noastră, stimați colegi, a tuturor partidelor, în aceste momente, este hotărătoare pentru ce se va întâmpla în România. Cu alte cuvinte, de la discuția de astăzi, noi trebuie să rămânem cu toții angajați în această dezbatere la care eu aș adăuga funcție de activitățile pe care le-ați asumat în cadrul Guvernului și al Ministerului, noua lege a turismului. Cred că în turism n-are rost să mai pierdem încă o perioadă bună de timp și să reluăm procedura de realizare a unei noi legi, pentru că avem legea, este pe masă, ea este deschisă tuturor propunerilor, dar este absolut vitală pentru ceea ce ne propunem ca domeniu strategic al turismului pentru România. Și, nu ultimul punct, Startup Nations, l-ați menționat, este, după părerea mea, extrem de important pentru susținerea lui în continuare. Ținând seama că avem deja, înregistrăm un dezechilibru între abordarea guvernamentală și susținerea cu ajutoare de stat către marea industrie,
într-un mod disproporționat față de ce alocări înregistrate vedem astăzi pentru Startup Nations. Acestea sunt temele mari, rămân deschise pe masa dezbaterilor în continuare, indiferent cine va avea responsabilitatea guvernării în această țară. Rămâne în continuare prioritatea partidelor și a membrilor actualului Parlament. Eu aș vrea să începem dezbaterile cu o singură întrebare la care aș vrea să îmi răspundeți doar la sfârșit, domnule ministru. Ați menționat aici de două ori, nu o să pun nicio întrebare de altă natură, pentru că am avut timp și discutăm în continuare celelalte teme pe care le-am menționat. Însă dumneavoastră ați menționat așa, puneți accent în toate domeniile pe care le coordonați, dar în special domeniul energetic, pe competență și integritate. Menționați de asemenea, la celelalte aspecte, din nou apare accentul pus pe competență. Domnule ministru, cea mai mare problemă a tuturor ministerelor, dar mai ales în momentul de față în sectorul energetic, este cea a competenței. Au fost critici de multe ori îndreptățite asupra nominalizărilor în fruntea companiilor, în consiliile de administrație și membrii AGA la companiile din domeniul energetic, dar la toate companiile, punând accent și dumneavoastră pe guvernanța corporativă. Eu aș vrea, la sfârșit, să ne faceți o singură referire asupra acestei probleme, care este cea mai gravă criză, criza calității resursei umane din aceste instituții. Noi, pentru a evita, pentru totdeauna, repetarea greșelilor, la care, inevitabil, miniștrii uneori sunt expuși, în urma presiunilor care le vin din partea colegilor, din partea altora, desemnează, cum e și cazul astăzi, aveți oameni în câte 12 consilii de administrație. Este imposibil să facă față. Și atunci noi ce am făcut? Am inițiat un proiect de lege. Vreau să vă spun că nu e prima dată. L-am mai inițiat în perioada 2010-2011, când degradarea era la fel de mare. A continuat, nu s-a oprit niciodată. În care am spus așa și spunem și astăzi, dar vă invit, poate că este instrumentul legal de care se vor folosi toți miniștrii de-a lungul timpului și vom pune punct acestei situații atât de grave prin care nominalizăm oameni fără niciun pic de pregătire în funcții cheie. Respectiv, spunem în acest proiect de lege, nu au voie să fie într-un domeniu cineva care nu are minim 7 ani expertiză profesională în domeniul respectiv și să facă parte doar dintr-un consiliu de administrație sau dintr-o singură AGA. Altfel, compromitem actul respectiv. Dacă îl nominalizăm în 12 și nu are nicio legătură, dar nicio legătură cu domeniul, nu o să poată performa, iar performanța dumneavoastră, având și atâtea domenii, vă aduceți aminte că data trecută vă spuneam, nu o să votez pentru un singur argument atunci. Dacă tot au fost comasate ministere, la dumneavoastră aș fi preferat să fie comasată energia cu schimbările climatice, Departamentul de Schimbări Climatice sau Mediu, care este în oglindă Comisia Europeană respectivă și care ce face? Este responsabilă, iată, astăzi pentru Green Deal. Și atunci era cea mai performantă, după părerea mea, abordare pentru ceea ce are nevoie Guvernul României astăzi. Doar la acest lucru și dacă dumneavoastră veți putea susține acest proiect de lege care cred eu că va ajuta pe foarte mulți, nu numai guvernul actual, toate guvernele de aici încolo vor avea specialiști în domenii și nu vor mai avea probleme foarte mari cu resursa umană din subordine. Stimați colegi, începem seria întrebărilor. Domnul președinte Daniel Zamfir, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Eu sincer vă admir, așa că luați lucrurile în serios, dar nu știu, și vă rog să nu mi-o luați în mine de rău, nu știu dacă înțelegeți sau încercem cu toții la ce participăm astăzi. Domnul ministru și cu toți membrii cabinetului participă la o procedură de neinvestitură. Ca atare, susținerea sau nesustinerea a unor inițiative discutăm în zadar. Pentru că, așa cum am aflat de la primul ministru, domnia sa și cu membrii cabinetului nu doresc să fie miniștri. Ca atare,
Noi participăm la o mascaradă, la un simulacru, unde unii dintre noi iau lucrurile în serios și doresc să discute cu miniștrii ceea ce vor să facă, alții participă ca să pierdem timpul. Mie îmi pare foarte rău că pierdem timpul astăzi, pentru că astăzi am o rugăminte. Stimați colegi, noi intervenim peste vorbitor. Nimeni nu intervine peste vorbitor. Vă rog foarte mult să ne respectăm reciproc, indiferent de poziția pe care o avem. Da, ca să continui, mie îmi pare foarte rău că astăzi participăm la așa ceva, pentru că este absolut inutilă audierea de astăzi. Astăzi am fi avut comisii de specialitate, unde cred că era mult mai important pentru oameni să discutăm proiectele care urmau să intre la dezbatere în Parlament. Așadar, pentru că asistăm la o procedură de neinvestitură și domnul Popescu nu vrea să fie ministru, n-aș vrea să-l întreb ce vrea să facă, sau, pentru că nu vrea să facă. În schimb, mă interesează foarte tare că a făcut niște declarații și văd că sunt aici mai multe persoane din Guvernul României care au o singură țintă. Primăria Capitalei. Domnul Orban a început prin a tăia din bugetul Primăriei Capitalei. Domnul Câțu a trimis un control la Primăria Capitalei de parcă n-am mai avea curte de conturi care să, până la urmă, verifice execuția bugetară. Văd că și domnul ministru Popescu face o declarație care pe mine chiar mă intrigă. Spune că blochează conturile Primăriei Capitalei. O să vă întreb, domnule ministru, prima dată, cum veți bloca conturile Primăriei Capitalei, având în vedere că acea companie căruia Elcenu îi furnizează agent termic este o companie, este o societate comercială. Dacă ați avea vreo relație comercială, dacă aveți o relație comercială, Elcenu o are cu această companie termoenergetică, în niciun caz cu Primăria Capitalei. Ăsta ar fi un aspect și în legătură cu Elcenu, pe care îl aveți așa în subordine. Domnule, de 13 ani de zile, dacă nu mă înșel, și aici vă rog să mă corectați dacă greșesc, se plătesc, sau, mă rog, populația României plătește un bonus pentru cogenerare. Bine, Elcenu încasează anual din acest bonus de cogenerare circa 100 de milioane de euro. Din acest bonus, urmând să se retehnologizeze instalațiile, tocmai ca să se ajungă la o performanță sporită. Elcenu, până la urmă, a făcut tot posibilul ca societatea primăriei de atunci, Radet, să intre în faliment. Sigur, dumneavoastră sunteți doar de 3 luni ministru. V-aș întreba care a fost interesul și de ce Elcenul a ținut cu tot din adinsul să bage în faliment Radet, în condițiile în care clientul principal al Elcenului era Radetul. Nu? După cum știm, 70% din pondere o are Radetul. Sigur, vreau să-mi dați alt motiv pentru care Elcenu și-a dorit intrarea Radetului în faliment, în afară de acela financiar, de motivul care, iată, e cel mai ușor de identificat, și anume bonusul pe care administratorul judiciar al Elcen, o societate apropiată Partidului Național Liberal, îl încasa, și anume din falimentul Radet s-a încasat un bonus de 3,5 milioane de euro. Vă rog, domnule ministru, aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Aș vrea să epuizăm seria întrebărilor, după care, așa cum am convenit încă la început, cu o singură mențiune, stimați colegi, vă rog din inimă, și data trecută au decurs foarte frumos discuțiile la noi aici,
pentru că ne-am lăsat reciproc să luăm cuvântul și să ne-am respectat reciproc pozițiile fiecăruia. Putem să transformăm această dezbatere într-o dezbatere de jigniri și de reproșuri. Aceasta am spus încă de la început, acest tip de audieri au fost catalogate în spațiu public ca fiind inutile, ca fiind o parodie, ca fiind o blasfemie între ghilimele. Da, dar sunt două ore, trei ore din viața noastră în care noi, parlamentari, evoluăm pe scenă în fața țării, în modul cel mai transparent. Noi nu putem evolua altfel decât foarte transparent. Să valorificăm aceste ore în favoarea celor care ne-au trimis aici și în favoarea țării. Spuneți tot ce aveți de spus, dar respectându-ne reciproc unii pe ceilalți. Domnule vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, am o întrebare pentru dumneavoastră. Care este strategia Ministerului Economiei vis-a-vis de nuclear electrică? Și în speță m-ar interesa ce se va întâmpla cu reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Mulțumesc. Mai avem în dreapta, vă rog, stimate coleg. Domnule ministru, în prezentarea pe care ați făcut-o la început, nu ați spus nimic, nu ați pomenit despre strategia Ministerului privind definirea grupului vulnerabil pentru a respecta precizările Uniunii Europene pentru a amâna liberalizarea prețurilor la combustibili și la energie. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog, dumneavoastră. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb cum vedeți restructurarea companiei Oltenia. Pentru că s-a discutat mult pe această temă și cred că e foarte importantă pentru economia țării. Da, mulțumesc, vă rog, aveți cuvântul. Da, domnule ministru, aș vrea să vă întreb ce ați făcut în legătură cu... Îmi cer scuze, este vina mea. Înainte de a lua cuvântul, vă rog să vă prezentați pentru stenogramă. Da. Mihai Botez, mă numesc, sunt deputat USR. Ați avut ca obiectiv reorganizarea Romarm și acum câteva luni când ați primit investirea. Vreau să vă întreb ce ați făcut de atunci și până acum referitor la acest obiectiv pe care vi l-ați asumat. Mulțumesc. Da, domnul senator Oprea, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, n-am să vă întreb despre mediul de afaceri, pentru că am constatat că în cele trei luni nu ați făcut nimic. Vă consultați, cum ați spus și mai devreme, și urmează să faceți. Deci răspunsul este foarte simplu, nimic. Însă, aș vrea să vă spun că circulă o chestiune foarte periculoasă pe holurile ministerului. Nu ați dat drumul la internaționalizare, un program care este complet digitalizat și în care niciun întreprinzător român nu mai intră în contact cu cei din minister. Și întrebarea care se pune astăzi pe holuri este de ce nu îi vedem la ochi? Este cea mai simplă rețetă și cel mai scurt drum către DNA. Va sugera să nu faceți această prostie. Spuneți tot, n-am înțeles. Internaționalizare. Nu. De ce? De ce nu ați dat drumul la program când totul... Pentru că ați ratat deja târgurile de primăvară. Le-ați ratat. Mulțumesc, să creăm... Al doilea lucru pe care... Mai am două teme scurte. Al doilea lucru, pe 13 februarie a fost ratificat de către Parlamentul European acordul cu Vietnamul. Ce aveți de gând să faceți? Pentru că în aprilie ar trebui să fie cel mai important târg din Vietnam, la care prezența societăților comerciale din România ar fi extraordinar de așteptată. Aveam convenită cu partea vietnameză să avem statutul de țară gazdă alături de ei. Dacă ați întreprins ceva. Și ultima întrebare, prin noua organigramă pe care ați propus-o, Invest România nu mai există, este diluată într-o altă direcție, absolut nesemnificativă. Ați atras în timpul celor trei luni vreo investiție semnificativă, străină semnificativă pentru România? Și chiar ultima curiozitate, dacă în Green Deal, pentru că vorbim despre a doua sumă în ordinea importanței de care România va beneficia, dacă există vreo analiză pornită în acest moment la nivelul Ministerului
Pentru că eu nu știu dacă această sumă de 750 de milioane de euro despre care se vorbește, fonduri pentru România, sunt suficiente sau nu. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul senator Ontal, vă rog. Bună dimineața, vă mulțumesc, domnul președinte. Bine ați venit, domnul ministru, din nou la audieri. Eu aș avea câteva întrebări, cred eu, pertinente și aș începe cu prima întrebare. Cunoaștem sau știm de strategia guvernului ceea ce privește producerea energiei, adică trecerea de pe cărbune pe gaze naturale. Cred că această situație sau această strategie lasă loc întrebării pertinente. Din ce gaze naturale doriți să susțineți producerea sau să înlocuiți producerea energiei electrice din cărbune? Știm că legea offshore nu prea se mișcă în Parlament și ar trebui să vedem și, mă rog, sunt curios de poziția dumneavoastră în ceea ce privește această strategie. A doua întrebare se referă la consumatorul vulnerabil și aici vreau să subliniez că dumneavoastră sunteți, cred că, primul ministru care a luat în serios definirea consumatorului vulnerabil și în ordonanța numărul 1 v-ați și asumat această ordonanță din 2020 care dorește să schimbe anumite măsuri din vestita ordonanță 114, în care ați formulat și un termen, dacă bine țin minte, până la sfârșitul anului 2020, că o să definiți și schema de ajutor pentru consumatorul vulnerabil și definirea clară a consumatorului vulnerabil. Și vreau să vă întreb dacă ați început această procedură de a defini consumatorul vulnerabil și a și numerota, să știm cu exactitate câți consumatori vulnerabili sunt în România. O altă întrebare se referă la banii încasați de către ANR. După cunoștințele noastre, sunt undeva 700 de milioane de lei bani încasați din acea taxă de 2% pe cifrele de afaceri a companiilor din domeniul energiei, acea taxă care a fost introdusă prin ordonanța 114. Ce doriți să faceți cu acești bani și dacă acești bani au ajuns la Ministerul Economiei? Iar încă o întrebare se referă la acel program PNDL 3 care urma să pornească, care se referă la gazificarea, mă rog, dezvoltarea rețelelor de gaze în acele zone unde nu există gaze naturale. Iar cealaltă se referă la legea turismului, care din păcate a plecat tacit din Senat. Noi de mereu am avut amendamente extrem de importante la această lege și a fost un consens istoric în Comisia Economică în ceea ce privește amendamentele noastre. Toate partidele au fost de acord. Din păcate a plecat tacit din Senat, așa că urmează ca să le repunem pe tapet amendamentele noastre privitoare la legea turismului și vă rog încă o dată poziția dumneavoastră privind această lege. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, doamna deputată Cristina. Doamna, vă rog. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Domnule ministru, aș vrea să pornesc de la Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice. Trebuia să avem o discuție în cadrul comisiei, lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat, așa că este o oportunitate bună să vă pun câteva întrebări. Cred că acest plan ține loc, aș îndrăzni să spun, de strategie energetică. Am avut două strategii care nu au mers mai departe în procesul de avizare a lor și de adoptare ca strategii oficiale ale României. Așa că aș putea să spun că acest plan național pentru energie și schimbări climatice ține loc de strategie energetică. Pentru că ne oferă o viziune pe 10 ani. În proiectul președintelui Iohannis, cu care a candidat la finalul anului trecut și a obținut și un nou mandat de președinte, apărea ideea de România Hub Energetic. Părea un proiect de țară, aș îndrăzni să spun,
care nu se regăsește în acest PNIESC, Plan Național. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta și dacă este un proiect la care încă să ne așteptăm să se întâmple și dacă viziunea dumneavoastră merge în direcția aceasta. În al doilea rând, complexul energetic Oltenia și Valea Jiului. Ați spus de curând că în următorii ani vor ieși la pensie de la complexul energetic Oltenia 4.000 de oameni și aș vrea să vă întreb dacă sunt din zona de producție sau din zona de termocentrale. Ați acordat de curând un ajutor sub formă de împrumut de 1,2 miliarde de lei pentru că Oltenia a fost incapabilă să plătească certificatele de carbon. Ați spus că se va transforma într-un ajutor de restructurare. Totuși, ce Oltenia va trebui să plătească certificate de carbon și anul viitor. Și aș vrea să vă întreb dacă întrevedeți o manieră ca ce Oltenia să poată să plătească aceste certificate de carbon, pentru că restructurarea și noile capacități de producție mai puțin poluante nu se vor face peste noapte. Știți și dumneavoastră că este un termen destul de mare pentru a putea veni cu noi capacități pe bază de gaz. Cât privește Valea Jiului, acolo guvernul dumneavoastră a acordat un ajutor de 2 milioane de euro pentru reconversia minerilor în cameriste și îngrijitori la domiciliu. Și cred că sunt niște chestiuni și o viziune care totuși nu ne oferă o perspectivă pentru oamenii din Valea Jiului. Cred că acolo trebuie să venim cu un plan mult mai elaborat. Avem 750 de milioane de euro pe care putem să-i accesăm prin fondul de tranziție justă, însă și Comisia Europeană ne cere un plan care să arate că vom atinge neutralitatea climatică până în 2050. Planul acesta nu există și aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră că ar trebui să arate planul acesta, pentru că dacă nu îl trimitem, știți foarte bine că suma aceasta se poate înjumătăți, mai ales dacă nu arătăm cum vom atinge această neutralitate climatică. Consumatorul vulnerabil. Știți că USR a depus un amendament la finalul anului trecut ca legislația pentru consumatorul vulnerabil și definiția lui să fie gata până la 31 iulie. Dumneavoastră ați venit cu termenul de 31 decembrie, deși liberalizarea se întâmplă la 31 iunie, îmi cer scuze, 1 iulie mai exact. Și aș vrea să vă întreb dacă ați făcut ceva pași în direcția aceasta, în definirea lui, în colectarea de date, ca să știm exact unde ne aflăm. Și nu în ultimul rând, Marea Neagră, legea offshore, ați spus dumneavoastră că veți veni cu o propunere către Parlament pentru a putea rediscuta această lege și aș vrea să vă întreb dacă ați avansat într-un fel cu acest proiect de lege. În încheiere aș vrea doar să spun un lucru, pentru că domnul președinte a spus de competență în sectorul energetic. Mi-ar fi plăcut foarte mult să aud lucrurile acestea și să ne uităm mult mai atent la competență atunci când am făcut numirile la ANRE. Din păcate, Parlamentul, știți foarte bine, inclusiv partidul dumneavoastră, a votat pentru numirea unor oameni la ANRE care, din punctul meu de vedere, nu au ce căuta acolo. Vă mulțumesc frumos! Cu excepții, așa cum bine știți. Doamna deputat, vă rog să permitem și doamnelor, că sunt în minoritate, pe lângă UDMR, mai avem o minoritate, doamnele. Doamna Roxana, vă rog. Aici. Domnule ministru, stimate coleg, prima întrebare legată evident de Startup Nation. Din câte ați anunțat, doriți să relansați programul anul acesta. Întrebarea mea este: în condițiile în care România este pe ultimul loc în clasamentul european la densitatea IMM-urilor, în condițiile în care în România, pentru a-ți lansa o afacere nouă, instituțiile bancare nu oferă produse financiare de creditare accesibile, în condițiile în care România, economisirea în condițiile salariale pe care le avem este extrem de dificilă pentru a porni o afacere, de ce ați anunțat că vreți să înjumătățiți bugetul Startup Nation ediția 2020 și de ce ați acceptat ca guvernul din care faceți parte să elimine ca venite la bugetul de stat taxa pe activele bancare, taxa care impozitează
care taxează profiturile băncilor, exact acele instituții care ar fi trebuit să facă treaba statului și anume să crediteze economia și să crediteze startup-urile din România inclusiv. Și a doua întrebare, pentru că încerc să fac o distinție între discursul de imagine, între promisiuni politice și realități, guvernul din care faceți parte, inclusiv dumneavoastră ieri, v-ați adresat autorităților locale invitându-le să depună proiecte pentru accesarea de fonduri europene pentru executarea de rețele de alimentare cu gaze naturale. În condițiile în care eu știu că nu s-a demarat nicio discuție cu Comisia Europeană pentru modificarea programului operațional Infrastructură Mare, care astăzi nu cuprinde nicio linie de finanțare pentru rețelele de gaze naturale. În condițiile în care finanțarea publică, inclusiv din fonduri europene pentru astfel de investiții, are diverse constrângeri, inclusiv în zona de ajutor de stat, când pot primarii să depună aceste proiecte, ce conțin dosarele de finanțare, în ce termen presupuneți că vor fi aprobate aceste proiecte și începe rambursările, care este valoarea maximă eligibilă. Vrem să știm dacă aveți toate aceste detalii pe care primarii evident că le așteaptă în condițiile în care îi invitați să depună proiecte, să acceseze proiecte pe fonduri europene. Din cunoștințele mele, faceți și dumneavoastră și între guvernul Orban un exercițiu de imagine cu acest anunț că veți finanța pe fonduri europene rețelele de gaze naturale. Și e important astăzi să ne dovediți prin toate detaliile pe care vi le-am solicitat că este cu adevărat ceea ce este un program real și concret și lucrat, ceea ce dumneavoastră anunțați de câteva zile pe mass media. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Roxana Mânzatu, și acum îl rog pe domnul deputat Băișanu, vă rog. Alexandru Băișanu, deputat al Partidului Forței Naționale. Domnule ministru, bine ați venit. Aș vrea să vă spun încă de la început că și eu și dumneavoastră știm că România este singurul stat din Europa care mai are un circuit integrat de la extragerea minereului de uraniu, la transformarea lui în uzina de la Feldioara Brașov și la folosirea lui la centralele de la Cernavodă. Astfel, România reușește să asigure energia, până la urmă curentul electric pentru întreaga țară și, evident, să exporte, dacă mai facem lucrul acesta. Din informațiile pe care le am și din lupta pe care am dus-o în ultimii 5 ani vis-a-vis de salvarea Companiei Naționale a Uraniului, am dedus că se dorește închiderea acestei companii sau sfârtecarea acestei companii și împărțirea ei în diferite alte companii. De ce spun asta? Spun că a fost cu adevărat o luptă pentru că încă de pe vremea guvernului tehnocrat condus de domnul Cioloș a fost dat o hotărâre de guvern prin care această companie CNU era obligată să vândă doar SNN-ului, făcând din această companie un prizonier unei singure instituții capabile să cumpere aceste cantități de uraniu. În același timp s-a hotărât că prețul de vânzare la uraniu către SNN va fi unul reglementat de către statul român. Urmează rând pe rând o serie de etape care pun frână realizării acestor lucruri, iar compania națională nu mai poate vinde sub nicio formă către SNN, pentru că cineva de acolo se opune. La SNN, atunci și acum, președinte sau director este un domn Ghiță, care a ajuns director la doar 28 de ani, având studii la Moscova și în America și care a lucrat foarte mult pentru americani și nu numai, în ceea ce privește tranzacții în domeniul energetic. Asta îmi spune, și a terminat ceva de genul facultate sau ceva de genul științe politice. Acum, în fruntea CNU-ului, au fost numiți câțiva tineri, președintele, dacă nu mă înșel, al Consiliului de Administrație, are 28 de ani, a terminat comunicare la SNSPA și e primul lui loc de muncă. Cred că aceste două instituții sunt de o importanță majoră și țin de siguranța națională a României și de securitatea energetică a României, iar acești tineri
nu știu, fac față, nu fac față, au o experiență, au în spate o activitate în care au lucrat în slujba, de exemplu, domnul Ghiță a lucrat la Chevron. Reprezintă ei interesele României sau alte interese? De ce vă spun asta? Pentru că pe piața românească a intrat o firmă canadiană care vinde uraniu în România la prețuri de dumping. Firma canadiană, nerespectând, pentru că nu face parte din Uniunea Europeană, prevederile Euroatom, iar Compania Națională a Uraniului din România este obligată să respecte aceste chestiuni, aflându-se într-un conflict foarte clar la nivel legislativ european, Compania Națională a Uraniului fiind căpușată efectiv de prețurile de dumping pe care Cameco le practică în momentul de față, iar în momentul în care Cameco, această firmă străină, va scăpa de competitorul intern, adică de România și de capacitatea României de a mai produce uraniu, va veni cu prețuri de 3-4 ori mai mari, așa cum a făcut și în alte state. În opinia mea, fără să politizăm sub nicio formă subiectul, cred că România are nevoie să continue această activitate, cred că România poate să producă uraniu. Fostul director a venit cu un plan prin care, dacă nu mai e minereu de uraniu la Crucea, să se deschidă o altă mină la Grințieș, pentru că specialiști avem, distanța este foarte aproape, avem capacitatea de a transforma minereul de uraniu și de a-l folosi, cum am mai spus, la Cernavodă. Vă rog să-mi spuneți ce ați făcut până acum pentru Compania Națională a Uraniului, pentru a regla această situație și a salva această companie și dacă pe viitor considerați că această companie trebuie ucisă în detrimentul României și în favoarea altora din exterior. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. Ați atins un subiect foarte important. El vizează securitatea energetică a României, nu doar ansamblul mixtului energetic. Să ne mutăm la Senat, să dăm cuvântul domnului senator, după care domnii deputați, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă salut pe dumneavoastră, pe domnul ministru și pe toți colegii. Vreau să vă aduc la cunoștință un aspect, două aspecte, de fapt, pe care eu le consider foarte importante. Sunt din județul Hunedoara. Complex energetic Hunedoara este cel mai mare angajator pe care îl avem acolo. Foarte pe scurt, datorită nu neapărat unor evenimente nefericite, ci a condițiilor de piață, aș putea să spun, Complex energetic Hunedoara a intrat în stare de insolvență în urmă cu ceva vreme. Un lucru regretabil s-a produs, până la urmă nu avem ce să facem. Prima întrebare pe care doresc să o adresez domnului ministru, mai ales ținând faptul de complexitatea subiectului, de faptul că Complex energetic Hunedoara este cel mai mare angajator din județ. Viața, eu aș spune, tuturor locuitorilor din județul Hunedoara, mai ales a celor din Valea Jiului, de unde vin eu, depind foarte mult de soarta acestui complex energetic Hunedoara. În acest context doresc să-l întreb pe domnul ministru cum a reușit să numească administrator special al complexului energetic Hunedoara, atenție, cel care decide absolut tot din acest moment, un om care în viața lui a fost maxim electrician. Țineți-vă bine de scaune. Deci viața celui mai important colos industrial din județul Hunedoara, complexul energetic Hunedoara, a fost dat pe mâna unui om, nu pot să spun că e un om rău sau un om bun, dar eu pot să spun cu siguranță că este un om fără experiență, nu a condus absolut nimic, atenție, de-a lungul vieții, nu a fost nici măcar șef de echipă la Mina Lubeni, maestru, inginer CFL sau așa mai departe, a fost electrician cel mai mult în viața lui. Într-adevăr, la 40 și ceva de ani, a făcut o facultate de drept undeva la Petroșani, o sucursală a unei universități, nu comentez acest subiect. Deci mie, această numire, cel puțin, mi se pare de maxim tupeu, să nu se supere domnul ministru și nici dumneavoastră, dragi colegi, pentru că nu poți, ca destinul economic al unui județ, să fie pus în mâna unui astfel de om. Al doilea subiect, foarte pe scurt, pe care doresc să-l ating, doresc să-l felicit pe domnul ministru, pentru că domnul președinte, au început să facă angajări în Valea Jiului și doresc să vă anunț și pe dumneavoastră și pe restul colegiului. Domnul au început să facă angajări. Dacă pe vremea guvernării PSD, mulhurite guvernarea noastră, vreau să vă spun că în Valea Jiului s-au făcut sute de angajări direct în producție, atenție, pentru oameni care lucrează în front direct și datorită acestor oameni și datorită acestor angajări, complex energetic Hunedoara funcționează astăzi. Cum funcționează el? Cu o producție mai scăzută, mai ridicată, nu știu, dar funcționează.
și pe guvernarea liberală au început să se dea drumul la angajări. Și țineți-vă bine din nou Maxim Tupeu. Pe lângă complex energetic Hunedoara, mai avem o societate denumită nefericită, spune eu, Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, care se ocupă, v-ați prins din titlul societății, din numele ei, cu închiderea exploatelor minere. La sfârșitul anului trecut au fost disponibilizați 320 de oameni din cei 403 care lucrau la vremea respectivă la societate, printre care și directorul general adjunct, domnul Petre Drăgoescu, pentru că trebuie spus cu nume și cu prenume absolut tot, membru marcant PNL, veșnic candidat în Valea Jiului la primăria Petrușani pentru Camera Deputaților pentru Senat, ceea ce nu-i rău pentru noi, pentru că câștigăm mereu. Ce se întâmplă? În 31 decembrie, 300 de oameni, 320 de oameni primesc ordonanțe, iasă din sistem, sute de oameni rămân fără serviciu, unii dintre ei puțini se duc în venit de completare, pentru cei care sunt în domeniu știu ce înseamnă acest lucru, rămân fără serviciu peste 100 de colegi, prieteni de-ai mei din toată Valea Jiului, dar culmea tupeului, societatea face o angajare, atenție, din 2 din 3 ianuarie, prima zi lucrătoare, și îl reangajează pe domnul Drăgoescu, membru marcant PNL, pe aceeași poziție. Atenție, pe 31 decembrie se disponibilizează, ia sumele de disponibilizare la fel ca toți minerii amărâți ai mei de acolo. Toți rămân acasă, în afară de el, care este reangajat în prima zi de muncă. Eu nu pot decât să felicit guvernarea liberală pentru că a început să facă angajări, dar să știți că sunt hotărât, mă voi duce acasă și voi aduna ceilalți 319 care au plecat și o să-i rog împreună să facem cereri de angajare la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului. Poate vor fi angajați și acești oameni de 40 și ceva de ani care au 1, 2, 3 copii acasă, care poate că n-au ce să pună pe masă. Mulțumesc mult! Ar fi multe, dar mă rezum la asta. Mulțumesc foarte mult, domnul deputat Toma. Domnul deputat Andrușcă, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, am înțeles că propunerea dumneavoastră pentru membru în Consiliul de Supraveghere la compania OMV Petrom este domnul actual secretar de stat al Ministerului, domnul Nicolae Havrileț. Ați avut în vedere și posibilitatea intrării într-un conflict de interese a domnului Havrileț, având în vedere calitatea lui actuală de secretar de stat la Ministerul Economiei și calitatea lui de membru în Consiliul de Supraveghere la OMV Petrom, unde este conform legii obligat să apere pe de o parte interesele statului ca secretar de stat la Ministerul Economiei și pe de cealaltă parte interesele companiei? A doua întrebare. Când am predat Ministerul Economiei la Brua, s-au început lucrările atât la conductă cât și la stație de comprimare, iar achiziția Vestmol Transgaz a fost finalizată, ceea ce a făcut ca România să devină un jucător regional în piața energetică. Ce a făcut guvernul PNL în ultimele 3 luni pentru rețeaua de transport gaze? În ce stadiu este conducta Ungheni-Chișinău? Și a treia întrebare. Am reușit performanța unică de a face ca statul român să redevină acționarul majoritar al unui obiectiv industrial major. Mă refer la fostul șantier din Mangalia, actualul șantier Damen. Am reușit să salvez locurile de muncă înalt calificate de pe șantier și am adus un investitor strategic care a făcut investiții masive. Ce ați făcut sau ce vreți să faceți pentru acest șantier naval? Ce ne puteți spune despre locurile de muncă de acolo? Vă mulțumesc, domnule. Domnule deputat, să dăm voie și colegilor noastre. Spuneam că sunt în minoritate și avem aici pe doamna Carmen, vă rog, doamna senator. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, stimați colegi. Aș vrea să faceți să se audă în această sală, asta e întrebarea mea, necesitatea schemei de sprijin pentru certificate de carbon. Cine beneficiază de ea? Din ce motiv? Nu de alta, dar o asociație civică PSD-istă din Valea Jiului a formulat un foarte public denunț penal împotriva dumneavoastră, a mea ca susținător, a domnului Orban, a ministrului finanțelor, a directorului de la Mittal. Deci am rugămintea să faceți să se audă clar și care au fost demersurile
întreprinse în Comisia Europeană ca lucrurile să fie în deplină legalitate. Și aș vrea să fac o câteva observații de făcut. Îmi pare rău că mesajul domnului președinte, acela de a face pur și simplu, de a intra în dialog constructiv, nu este respectat de colegul meu, senatorul din județul Hunedoara. Sunt în județul Hunedoara și nu vă voi spune decât câteva lucruri, fără să folosesc cuvinte din categoria tupeu. Deși poate că ar fi cazul să folosesc și eu cuvântul acesta. La momentul acesta, directorul general al combinatului, al Complexului Energetic Hunedoara, este un vașnic PSD-ist. Directorul Societății de Închidere a Minelor este alt vașnic PSD-ist, iar domnul Petre Drăgoesc și-a înaintat dosarul de pensie, nu mai face parte din colectivul de la Societatea de Închidere a Minelor. Complexul Energetic Hunedoara a ajuns în insolvență, sub măreața conducere PSD-istă, cu Consiliul de Administrație PSD-ist, cu tot ce înseamnă control și cismă pusă pe grumazul momârlanilor în Valea Jiului de către PSD, ceea ce încercăm să facem inclusiv cu sprijinul administratorului numit de către domnul ministru la Complexul Energetic, un jurist cu mare experiență sindicală în toate formele derulării ei, este acela de a salva ce se mai poate salva și a face o conversie cât se poate de nedureroasă pentru cetățenii din Valea Jiului. Închei spunându-vă că Valea Jiului a devenit Valea Plângerii sub administrare PSD. Asta este tot ce am vrut să vă spun. Domnul președinte Nistor, vă rog. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, stimați colegi. Nu o să folosesc în vocabularul meu tupeu, fiindcă doamna profesor, doamna senator PSD-ist, o penelistă, l-a folosit și nu vreau să mă refer la acest lucru. Dar, domnule ministru, regret că participăm astăzi la o acțiune doar să încheiem o activitate pentru ziua de azi, fiindcă, sincer vorbesc, sunteți printre primii trei miniștri care ar trebui să rămână într-un guvern, care ați încercat să faceți ceva. Dar hotărârea dumneavoastră a PNL-ului de a nu vă vota propriul guvern, asta este. Ne obligă să și discutăm. Prima întrebare, domnule ministru. Ordonanța 60. Fiindcă doamna senator a făcut mare vâlvă aici la audieri despre organizarea, conducerea Complexului Energetic Hunedoara. De ce n-a spus măcar jumătate în practică de ordonanța 60/2019 și se rezolvau problemele Complexului Energetic Hunedoara? 2. Și valabil și pentru doamna senator PSD-ist, o penelistă, cum vă închipuiți, domnule ministru, stimați colegi, că la un post de televiziune din Valea Jiului se anunță de către președintele PNL pe Hunedoara, deputatul Heiuș și viitorul candidat la Consiliul Județean, că din cauza conducerii PSD-iste a Complexului Energetic Hunedoara nu poate fi pusă în practică guvernarea dumneavoastră? Nu va aparține guvernarea peste tot? Eu cred că da. Prefectul dumneavoastră, reprezentantul în teritoriu, nu este zi, nu este oră să nu dea telefoane în județ să spună: bă, tu cum ești angajat? Pe concurs sau fără concurs? Deci, se putea, de fapt, singura televiziune care nu este cucerită, să zic așa, de către PNL în județul Hunedoara. O altă întrebare, domnule ministru, de ani de zile, de zeci de ani de zile, și spre o deosebire de doamna senator, eu nu mă plâng de plângeri penale aici. Dacă facem prostii, justiția este imparțială, își face datoria. Dacă ni se face plângeri, la fel, dar eu nu intervin, doar vă pun o întrebare, nu intervin să scădem prețul sau să facem altceva. De zeci de ani de zile, o societate SC Deva Goldesa
face explorări într-o zonă minieră de lângă Deva pentru exploatarea aurului, care va crea peste 800 de locuri de muncă. Din cauza unor ONG-uri bine plătite și împotriva statului român, se amână de 10 de ani de zile această ordonanță de a începe, sau mai precis, contractul sau orice pentru a face, nu studiul de fezabilitate, pentru a face proiectul, fiindcă studiul de fezabilitate îl fac de vreo câțiva ani, zeci de ani și investesc în România. Este păcat să nu avem locuri de muncă, mai ales că județul Hunedoara a fost unul dintre cele mai industrializate județe din țară, iar acum este unul care cea mai mare parte, dacă nu peste 90% din industria avută, energetică, metalurgică și alte, au fost distruse. Vreau să-i dau un răspuns doamnei senator PSD-stă-penelistă, că pe toate guvernările PSD, începând din anul 1990 și până astăzi, nu a fost închisă de către guvernele PSD nici o mină din cele 10 din Valea Jiului. Să nu mai mințim măcar aici când ne sunt toate televiziunile naționale, să mai spunem, măcar să ne abținem de la minciuni, măcar aici și la audierea unui ministru. Să nu mai spunem niciodată că ultimele două mine pe care au fost trecute pe închidere au fost făcute în noiembrie 2016 de către un guvern susținut cu foarte multă ardoare și bunăvoință și tot ce vreți dumneavoastră, guvernul tehnocrat Cioloș, care la terminarea discursului ne spune ultima tonă de cărbune extrasă în Valea Jiului de la cele două mine pe închidere este decembrie 2016. Guvernul PSD a făcut toate demersurile către Comisia Europeană. Comisia Europeană ne-a cerut două studii în care să vadă care este perioada de închidere. S-a făcut primul studiu cu INSEMEX-ul, domnul ministru, și cred că știți. INSEMEX-ul Petroșani spunea că între 4 și 5 ani s-a trimis la Comisia Europeană, cred că știți bine, și a spus nu, este firmă din România și probabil a facilitat niște treburi. S-a făcut din nou alt contract de către complexul energetic cu o firmă din Polonia, care spune nu între 4 și 5 ani, între 5 și 6 ani. De unde atâta grabă să închidem și aceste două mine? Și închei, ca să nu au prea multe întrebări, că pe urmă este, poate nu aveți timpul necesar să răspundeți. Credeți în salvarea complexului energetic Hunedoara? Credeți că poate fi respectată ordonanța 60/2019 sau nu? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, mi-a fost invocat numele și nu vreau să fac decât această precizare, vă rog, scurtă vă rog. De tot. Apreciez elocința colegului președinte al Partidului Național Liberal, Partidului Social Democrat, Doamne păzește, de la Hunedoara, da? Fost președinte al Consiliului Județean. Domnul președinte, haideți să nu ne spălăm. Iar elocința, ca să știți și colegii noștri... Este o audiere de ministru, am o rugăminte. Este o audiere de ministru, da, nu discutăm domnule Zanfir, vă rog frumos. Elocința vine din partea unui tractorist... Spălați-vă rufele unde... Nu aici, este audierea unui ministru. Care conduce județul Hunedoara spre sebire de... Rufele, nu vă puteți apăra. Nu vi se pare, domnule Zanfir, că am dreptul să vorbesc cel puțin în măsura în care vorbește? Nu, nu aveți dreptul. Dar dumneavoastră, în ce calitate interveniți în ședință? Scandalagismele deci, astea domn afară, Nistor este un tractorist, ajuns politician, dă dovadă de elocință, a avut competență să conducă județul în ultimii 20 și ceva, de 30 de ani, așa că vreau ca și colegii noștri să știe cu cine avem de vorbă. Vă arătați în toată splendoarea dumneavoastră, vă rog, opriți-vă. Dragi colegi, vă spuneam de la început să evităm astfel de momente. Nu ne face cinste. Depinde de dumneavoastră, domnul președinte, să opriți la timp mascarada. Eu vreau să vă spun așa. Poporul român spune, omul vorbește din prinosul inimii sale. Domnul deputat Toma, vă rog.
Domnul președinte, domnul Toma m-a lăsat o secundă în afara acestui subiect. Eu sunt singur om din Valea Jiului care sunt astăzi prezent aici la masă. Mă bucură foarte mult interesul manifestat de comisiile noastre, de domnul ministru Cristina, doamna deputată a vorbit de Valea Jiului, chiar noi am vorbit de Valea Jiului foarte mult. M-aș bucura foarte mult ca locuitor, nu ca reprezentant al oamenilor de acolo, ca aceste discuții să ducă la niște lucruri bune, la niște lucruri constructive pentru noi cei de acolo, pentru că, să știți, nu suntem nici atâta de răi cât de rău suntem văzuți poate în restul țării, dar nu o ducem nici bine. Și orice ajutor din partea statului, nu stăm cu mâna întinsă, dar orice program care poate să ne ajute să ne dezvoltăm, să venim într-o logică normală, ar fi foarte bun pentru noi. Și rugămintea pe care o am față de dumneavoastră, domnul președinte, față de colegi, față de domnul ministru, cine va veni la minister, nu știu, este să facem în așa fel încât toate discuțiile să ducă la niște lucruri care să aducă plus valoare pentru oamenii de acolo. Vă mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, acesta a fost motivul pentru care, la început, v-am spus, indiferent cum sunt catalogate aceste discuții, ele trebuie să aibă loc. Pentru că, iată, din intervențiile dumneavoastră, dumneavoastră expunându-vă fiecare în parte durerea zonei din care veniți, nu faceți altceva decât să stabiliți jaloanele noului plan național de acțiune pentru energie și climă. Complexul energetic Hunedoara este vital și crucial în a fi abordat în acest plan de acțiune. Complexul energetic, pentru cei care nu știu, este cel mai spectaculos proiect energetic realizat vreodată de energeticienii români și pus în operă. Este cel mai frumos și spectaculos proiect. El trebuie să aibă un program de tranziție. Oamenii trebuie să cunoască că vor fi mii de disponibilizări peste noapte dacă noi nu suntem în măsură să înaintăm un program de tranziție de la cărbune la altceva. Germania a zis, tranziția noastră în cărbune va dura până în 2036. Germania are și resurse, are și tehnologie. România cred că nu poate să închidă mai devreme pentru simplu motiv că în energie, orice proiect am pune în schimb, ne ia 5-7 ani. Noi încă nu l-am stabilit strategic, dar minte să spunem că de mâine începem la implementarea lui. Cu alte cuvinte, discuțiile dumneavoastră sunt foarte bune, propunerile dumneavoastră, abordarea dumneavoastră, însă împreună cu guvernul, orice culoare ar avea, noi toți trebuie să stabilim un program de tranziție. Tranziție înseamnă așa, situația oamenilor de acolo, procesul economic care se va desfășura în zona respectivă, implicațiile sociale, implicațiile în planul activității propriu-zise și transferului către noi capacități de energie, de producție de energie. Domnule deputat Toma. Domnule președinte, stimați colegi, bună ziua, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Este regretabil modul în care se comportă în fața unei întregi țări anumiți colegi parlamentar din județul Hunedoara. Este regretabil, mai ales că vine din partea unei doamne, unei femei, și o respect foarte mult doamnele și femeile și le spun să rămână oricând, oriunde le întâlnesc, indiferent de funcție și gradul și poziția pe care o ocupă. Dar, stimată doamnă Carmen Ropru, să vă spun ceva așa din suflet. Funcția nu are nimic de a face cu omenia, vă spun eu. Jignirile nu vă aduc procente electorale și nu vă vor aduce niciodată. Veniți cu fapte concrete, cu programe concrete și veți vedea probabil că peste 10 ani câștigați și județul Hunedoara din punct de vedere politic. Dar dacă nu aveți lucruri concrete și programe, e greu. În fine, stimate domnule președinte, două probleme de importanță strategică în județul Hunedoara. ArcelorMittal Hunedoara. Din punctul meu de vedere, felicit colegul, actualul ministru și probabil viitorul fost ministru Virgil Popescu, că am înțeles că nu votează nici dâns și guvernul pe care și-l propun, este păcat într-adevăr, pentru că dânsul are ceva plecare în acest domeniu și experiență și știe despre ce vorbește. Vă aduceți aminte foarte clar în fața Comisiei de Industrie și Servicii, din postura de vicepreședinte, am fost cu reprezentanții ArcelorMittal Hunedoara, atât eu cât și colegii mei, senatori și deputați, inclusiv deputatul Laurențiu Nistor, care îi mulțumesc pentru toată susținerea,
Și chiar și minele din Valea Jiului, cele patru, mai funcționează tot datorită intervenției noastre și pe tot ceea ce a fost legal. Vă rog să ne spuneți cum funcționează aceste scheme de întrajutorare pentru marii consumatori de energie electrică în Uniunea Europeană și să acordați o aplicare și mai deosebită pentru combinatul din Hunedoara. A doua întrebare. Ați trimis corpul de control la CEC și erau acuzații că angajații nu și-au primit salariile la timp. La ce concluzie ați ajuns pentru că nu s-au făcut publice aceste rezultate? Așa zisa reorganizare a complexului energetic Hunedoara înseamnă de fapt că aveți de gând să-l închideți. Mare atenție la ceea ce se întâmplă acolo, pentru că, cum spunea și domnul președinte Iancu Iulian, tranziția asta în zonele carbonifere implică probleme economice, implică probleme sociale și trebuie să fie bazată pe o viață cât mai lungă în condiții economice cât mai bune. Cele patru mine din Valea Jiului, vă afirm cu toată tăria că au încă puterea să funcționeze cel puțin 10 ani. Și este păcat să le închidem în condițiile în care Germania se pare că își renegociază tot ceea ce înseamnă energie pe cărbune până în 2038, în condițiile în care Statele Unite ale Americii se pare că au producția la cărbune și la energie pe cărbune, la ceea ce însemna anul 1975-76, an de vârf în producție energetică pe bază de cărbune, în condițiile în care chiar Japonia, țară super tehnologizată, reușește să ducă mai departe ceea ce înseamnă energie pe cărbune. Și o altă întrebare, ce plan concret aveți pentru salvarea complexului energetic Hunedoara? Cu termene concrete, vă rog, pentru că este vorba și despre retehnologizarea două grupuri pentru producerea energiei electrice la Mintia, pe gaz. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și foarte mult, doamna senator Silvia Dinică. Da, mulțumesc! Acum 3 luni, cumva, veneați în fața noastră cu un program similar și cu direcții cu care probabil mulți dintre noi suntem de acord. Ce aș dori eu să vă întreb este care sunt inițiativele pe care le-ați făcut în aceste ultime 3 luni, de care sunteți mândru, pe care le puteți prezenta în fața noastră ca fiind un alt fel de activitate. De asemenea, depolitizarea la nivelul ministerului pe care îl conduceți, iarăși a fost un deziderat pe care vi l-ați asumat la intervenția dumneavoastră anterioară de acum 3 luni. Concret, ce ați făcut în acest sens? Care sunt numirile care corespund acestor criterii de competență și de integritate? Pentru că știm cu toții că la nivel de programe și politici și strategii există foarte multe idei bune, idei care sunt în acest spațiu al nostru de dezbatere în cadrul Parlamentului, în cadrul conferințelor cu teme specifice, dar până la urmă marea provocare pe care noi o avem este să ajungem să facem să se și întâmple parte din aceste programe, strategii și inițiative pe care ni le propunem și le aducem în fața cetățenilor, mai ales prin canalele media. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Să revenim la minorități, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte! Mă numesc Antal István, sunt deputat de Constanța, UDMR. Subiectul cel mai important, sigur, cel mai interesant ar fi turismul, dar de data asta aș vrea să vă întreb de șantierul naval. Domnul Andrușcă a mai atins tangențial acest subiect. Știm cu toții că în urmă cu 3 ani, când s-a retras partenerul corean, care avea pe an 7-8 embarcațiuni mari de mii de tone în construcție, angajații erau peste 6-7 mii plus firmele care executau lucrări, deci activitatea atingea 3-4 mii de familii. După retragerea partenerului corean, până și frizerii au simțit în Mangalia această situație. Sigur a venit partenerul olandez, Damen, promisiuni mari. Noi știm acum că anual, știm de câteva reparații de embarcațiuni, construcție de câteva embarcațiuni mici sau vapoare mai mici. Numărul angajaților de la 1600 a crescut până la 2300, nici de cum la
5-6 mii. Știm că ați fost săptămâna trecută acolo, ați ieșit în presă foarte optimist. După discuția cu partenerul olandez, dacă ne puteți pune ceva, nu mie, ci celor din Mangalia, promisiuni, nu promisiuni, adică lucruri concrete, de la mine aveți un vot favorabil. Mulțumesc foarte mult! Eu, domnule senator Marcian Cristian, vă rog. Domnule ministru, iertați-mi, e vina mea, vă rog, imediat după să luați dumneavoastră cuvântul. Îmi cer scuze, m-am mutat pe zona asta, s-a aprins foarte mult atmosfera în Hunedoara, vă rog. Eu, da, Cristian Marciu? Mulțumesc. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb care este stadiul implementării strategiei Dunării din punct de vedere al transportului fluvial, dar și al turismului fluvial. Mulțumesc. Domnule ministru, și mă vă rog încă o dată iertare. Mulțumesc mult, domnul președinte. Am înțeles că dacă nu ești din Hunedoara, nu mai poți să vorbești. Da, bineînțeles, stimați colegi, domnule președinte, domnule ministru, într-adevăr, cred că suntem aici comisie reunite și suntem niște actori foarte buni. Jucăm o piesă de teatru fantastică. Și fantastic de bine jucăm piesa de teatru. Numai că și săracul Orban dorește să fie premier și domnul Popescu dorește să fie ministru, dar se pare că domnul Iohannis nici de cum nu dorește și atunci suntem actorii aici pe timpul nostru, noi ne facem treaba ca și orice actor foarte bun. Nu aș dori să intru, doresc o singură întrebare pentru domnul Popescu din domeniul energetic, în acest domeniu foarte, foarte larg și un domeniu în suferință, unde putem pune întrebări și primi răspunsuri, cum zice vocea românului, până ninge, că tot acolo o să fim. Nu vreau să fiu foarte tehnic, dar vreau să mă refer, domnule ministru, că ați anunțat că veți elimina subvențiile la energie pentru populație. Acest lucru l-ați și consemnat în programul de guvernare. Știm foarte bine că, conform legii 196 din 2016, consumatorul vulnerabil este acea persoană care are un venit sub 600 de lei net. Și acum vine întrebarea, nu a mea, o întrebare care vine din partea cetățenilor. Avem o familie din doi părinți și doi copii care au un nivel de salarizare minim pe economie. Normal, nu s-ar încadra în temeiul pe legea 196. Dar această familie, de fapt, va plăti după liberalizare valoarea factorului de 2-3 ori mai mult decât este astăzi. Ce le spuneți, domnule ministru, la acest cetățean, la acest român, care sunt foarte, foarte mulți, să știți? Și mai mult de atâta, foarte mulți sunt chiar în mediul privat de afaceri. O chestiune unde Partidul Național Liberal spune că tot timpul este alături de mediul de afaceri. Să știți că cele mai multe salarii minime pe economie le găsim tot în mediul privat. Ce le spuneți acestor cetățeni, domnule ministru, mulțumesc numie lor. Ultima întrebare, domnule ministru, după care vă rugăm să luați... Evident, cât mai sintetic le puteți răspunde tuturor, mai ales că multe din întrebări se pot comasa. Vă rog, domnule coleg, domnul deputat Mieiță, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul ministru, am făcut parte din aceeași comisie și vă cunosc. Facem parte în continuare și vă... După câte vă cunosc, sunteți un adept al descentralizării. O întrebare. Este îndreptățită solicitarea Consiliului General al Municipiului București ca Elcen să treacă de administrarea primăriei?
Și vrem a doua întrebare. Se tot vorbește în spațiu public de privatizarea hidroelectrică, ordonanța pe sănătate. Dacă ne puteți da un exemplu de privatizare cu succes în România în ultimii 30 de ani. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, cred că este un record, 36-37 de întrebări. O să încerc să le iau pe rând. Dacă cumva omit vreun răspuns, îmi cer scuze, o să revin asupra lui. Cum blocăm conturile Primăriei Capitalei? Deci, Primăria Capitalei și Termoenergetica trebuie să fie conștientă de faptul că datoria care o are către Elcen trebuie plătită. Nu, stai. Cum le blocați? Cum? Fizic? Domnul președinte, vă rog frumos să mă lăsați să-mi termin. Păi vă las, dați început cu stângul. Conturile primăriei? Că primăria... Domnule președinte Iancu, vă rog frumos. Da, stimați colegi, dacă așa nu cum s-ar am peste făcut... Stați puțin, că suntem pe aceeași... Vă adresați și mie. La aceeași măsură. Nu vă supărați. Așa, haideți să permitem, după care mai putem pune întrebări. Nu înseamnă că am epuizat seria întrebărilor, dar să-i permitem ca să putem înțelege că poate voia să completeze. Probabil că domnul președinte Zamfir nu știe că Primăria Capitalei a semnat o convenție de plată anticipată a gazului pe care a girat-o cu semnătura administratorului, nu a primarului. A girat-o. Există în continuare datorie la plata gazului de către Termoenergetica. Datorită girării de către Primăriei Capitale acestei convenții de plată anticipată, există o creanță garantată de către primărie. Elcenul, la rândul ei, are datorii către ANAF. Cesiunea creanței către ANAF, perfect legală concursului fiscal, permite ANAF-ului să se îndrepte împotriva primăriei. Noi am notificat primăria, în momentul când am notificat Termoenergetica, să știți, era datoria lunii decembrie de 170 de milioane de lei scadentă și trecută de scadentă. După notificare, până acum s-au plătit 70 de milioane de lei din cei 170 de milioane de lei. S-a emis următoarea factură pentru luna ianuarie, s-a emis de 180 de milioane de lei, care va fi scadentă în data, cred că, de 28 februarie. Deocamdată cu cei 180 de milioane de lei plus 100 de milioane de lei, sunt 180 de milioane sunt încă nescadenți, dar rămâne o datorie care a depășit termenul de scadență de 100 de milioane de lei care trebuie plătită. Eu nu-mi doresc să blochez conturile nimănui, eu doresc ca Primăria Capitalei și Termoenergetica să-și achite datoriile pentru buna funcționare. Atât. Deci e vorba de o plată anticipată care nu s-a... Nu este plată datorial, se facturează... Când s-a semnat convenția despre care vorbim? Convenția care s-a semnat în luna decembrie. De plată anticipată? De plată anticipată, da. Deci e vorba de acea convenție, nu de subvenție. Acum, dacă vorbim de neplata subvențiilor, aici vorbim de datorii istorice la RADET, care nu au fost plătite. Ați vorbit de bonusul de cogenerare. Da, bonusul de cogenerare este, conform legislației, este stabilit de către ANRE. Puteți întreba ANRE-ul de ce este atât bonusul de cogenerare, dar destinația banilor din cogenerare sunt cheltuielile de exploatare, nu investiții. Acum, dacă vorbim de investiții și vorbim de Elcen și vorbim de, că până la urmă s-a mai discutat despre Elcen, am putea să facem așa o mică istorie a încălzirii Bucureștiului. Deci Bucureștiul este încălzit prin cele patru centrale ale Elcenului, în jur de 1000 de centrale de cartier unde se fac schimburile, schimbătoarele termice între primar și secundar, vreo 47 de centrale de cvartal și cred că mai este o centrală la Casa Presei Libere, care este proprietatea Primăriei Capitalei. Prețul cu care Elcenul vinde gigacaloria de 196 de lei, pe gigacalorie fără TVA, este un preț foarte mic în comparație cu prețul la care Primăria Capitalei produce propria energie termică și o vânde bucureștenilor cu 492 de lei în centralele de cvartal. Adică cu 500 și ceva de lei produce Primăria Capitalei gigacaloria pentru bucureșteni. La Casa Presei Libere produce cu 260 de lei fără TVA gigacaloria, cu mult peste prețul cu care îl produce Elcen. Deci cred că problema, iar rețeaua de termoficare și distribuție, iar tariful de transport și de distribuție pe care îl percepe Termoenergetica, tarif aprobat de Consiliul General și tarif care a fost aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare, este de vreo 260 de lei pe gigacalorie, cu mult peste prețul de achiziție al gigacaloriei lui Elcen. Eu cred că problema este la Elcen, la
termoenergetica la Primăria Capitalei. Problema Elcenului este că trebuie să-și modernizeze centralele și acest lucru se face. Să știți că Elcenul și-a modernizat centrala Vest în anul, a finalizat în anul 2009, început în dota de în 2005. A investit 150 de milioane de euro în centrala, în centrala Vest și avem acolo o producție de 150 de megawați și este centrală modernizată. Are pe axa 10C, prin fondul de modernizare, proiecte depuse, 4 proiecte depuse de schimbarea unor cazane și eficientizarea acestora, sunt vreo 12 milioane de euro. Pe aceeași axă mai există un operator privat care și-a depus proiecte de vreo 40 de milioane de euro, Vest Energy, parcă care și el dă energie termică Bucureștiului. Problema că nu am văzut nicio încercare a primăriei și a termoenergetice, să nu vorbim de primăria sau Aradetului, de a-și moderniza acele cazane care produc pe centrale de quartal, care produc la peste 500 de lei gigacaloria și o dă bucureștenilor. Aici este problema, este foarte scump. Ca să lămurim exact cum este cu încălzirea Bucureștiului. Haideți că aici dumneavoastră dezinformați. Nu, eu vă spun realitatea. Prețul pe care îl plătesc bucureștenii astăzi este în jur de vreo 163 de lei. Prețul care îl plătesc bucureștenii este 163 datorită subvenției. Evident, domnul Popescu, haideți că acum, dacă vreți să facem această discuție, o facem. Dumneavoastră induceți aici că toată partea de subvenție de 66%, cam asta e subvenția pe care... este doar pentru cazuri sociale. Se duce în gaura neagră care a fost Radet și văd că devine termoenergetică. Gaura neagră care a fost Radet de-a lungul timpului, n-aș vrea să intrăm în istoricul intrăm ei. Intrăm pentru din că ce ați ce vorbit, domnul Zafir, ați vorbit de o casă de insolvență, dar v-aș întreba pentru ce a luat domnul Pipera 30.000 de euro pe lună taxă de insolvență. Deci, sau dumneavoastră iară să aveți o problemă personală. Păi nu, aveți o problemă, nu am nicio problemă, dar ați vorbit de o firmă de insolvență apropiată PNL-ului. Eu nu știu care este. Eu știu doar... Dar, foarte bine, cum să nu știți. Nu, și ați spus că el ce nu a introdus în faliment. Nu, falimentul Radetului a fost dat de către judecător datorită neaprobării ca nelegal a planului de restructurare într-un mit de lichidatorul judicial al Radet. Nu. Știți bine... Haideți să lămurim. Dacă vreți, închide subiectul. Dacă nu-l putem cu documente. Am documente aici foarte multe, să știți. Și cu prețul de cost pe fiecare centrală de quartal și cu prețul de cost pe care are Elcenul și cu cât costă tariful de distribuție. Putem discuta cât vreți dumneavoastră pe încălzirea Bucureștiului. Problema este că orice reabilitare s-ar face la Elcen sau la orice alt furnizor de energie termică fără reabilitare paralelă a rețelei de termoficare, primarul și secundarul, vom avea această soluție. Se va duce energie termică prin țevi ciuruite. La ora asta, să știți că este o avarie majoră la termoenergetica, majoră și tot sectorul 6 nu are căldură și apă caldă. Acum, în timp ce vorbim noi. Nu, de exact deci, acum în timp ce vorbim noi, vă mai spun eu ceva. Dumneavoastră, acuzați de țevile ciuruite pe care le are Radetul, Primăria Capitalei de acum. Nu, eu am fost Primăria Capitalei de acum pentru că a pierdut 150 de milioane de euro de la BERT pentru refacerea rețelei. Și vreau ca primăria viitoare, indiferent care o fie ea, să colaboreze cu Elcenul. Dacă vrea să ia Elcenul, există o ordonanță dată de vechiul guvern prin care poate fi transferat. Eu nu mă opun la acest lucru. Dar să plătească prețul just. Așa cum este o decizie a Curții Constituționale, nu se pot transfera gratuit active. N-avem cum asta. Așa că, indiferent dacă modernizăm Elcenul sau nu, trebuie împreună cu primăria, cu rețelele de termoficare. Asta ca să fie clar. Fără colaborare vom avea același lucru tot timpul. E în regulă. Constat doar că acum, de când Primăria Capitalei chiar a început să schimbe țevile alea ciuruite de 30 de ani, acum v-ați făcut o țintă în Primăria Capitalei. Acum, pentru că din cauza trecerii de la Radet la Elcen, știți bine, a fost această delegare de competență de la Radet la compania termoenergetică, s-a întârziat plata la Elcen. Acum v-ați găsit să vreți să blocați contul Primăriei Capitalei. Nu. Nu mă întrerupeți. Am o rugăminte. Nu mă întrerupeți. Sigur. Acum aveți împreună primul ministru, ministru de finanțe, dumneavoastră, acțiune concertată împotriva primarului general. Pentru că vreți, nu știu, cine vrea să fie la Primăria Capitalei. Că văd că doamna ministru a muncii mai nou e interesată de țevile de la Radet. Dom'le, chiar ne luați de proști? Lucrul ăsta este evident. Ați pornit o campanie concertată împotriva primarului general. Exact cu acest obiectiv. Să acuzați Primăria Capitalei că nu schimbă țevile când tocmai exact în acest mandat a început ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani,
dovedește reaua dumneavoastră intenție în legătură cu acest aspect. Stimați colegi, vă rog să închidem aici, sunt foarte multe alte întrebări. Vreau să vă spun ceva. Discuția între dumneavoastră este absolut inevitabilă și am să vă spun de ce. Pe acest tip de argumente și contraargumente. 2005, România avea program de finanțare, 3,7 miliarde de dolari de la Banca Mondială pentru termoficare România, abandonat în perioada 2005-2009, s-a închis și din acel moment, din 325 de sisteme centralizate, a mai rămas cu 60. Doi, ca să investească în acel moment, trebuia să investească Primăria Generală, aduceți-vă aminte, era condusă de domnul Băsescu, care a refuzat să dea vreun leu în sistem, lăsat datorii de 700 de milioane, nici în contorizare n-a băgat bani. De atunci până astăzi s-a dus într-o degradare continuă sistemul. E inevitabil ce se întâmplă. Astăzi, orice primar general, ca să închidă acest subiect, trebuie să plătească 2 miliarde de euro. Tot bugetul lor este 2 miliarde. Cu alte cuvinte, dacă nu ne aplicăm noi, la nivel de țară, să rezolvăm problema termoficării, inclusiv la București, nu se va putea. Cum putem? Avem legea. Vă rog și îi rog pe toate partidele, le rog să se uite cu atenție și să trecem legea termiei în România, în care noi ce facem? Spargem Bucureștiul în bucăți, facem unități de alimentare distinctă, permitem mediului privat să producă energie cu capacități noi, care se vor califica pe programul pe care îl dumneavoastră susțineți de la Minister 410, cu banii din Fondul de Dezvoltare, cu banii din emisii. Deci sunt soluții financiare, dar astea nu pot decât împreună a fi promovate. Separat ne vom certa în continuare. Vă rog următorul răspuns. De acord cu dumneavoastră, tocmai de aceea am spus că împreună cu primăria sau cu viitoarea primărie care va fi după alegeri, trebuie făcut împreună un proiect. Aș încheia subiectul Elcen Radet și cu altă întrebare vis-a-vis de consumatorul vulnerabil, pentru că de acolo a plecat discuția. În programul nostru de guvernare spunem foarte clar ca obiectiv strategic principal o politică energetică orientată către eficiență energetică și protecția consumatorului vulnerabil. Asta ce înseamnă? Că Ministerul Economiei va promova necesitatea îmbunătățirii politicilor publice în domeniul eficienței energetice și a protecției consumatorilor vulnerabili de energie. În prezent, România risipește foarte multe resurse energetice, iar protecția socială a consumatorilor vulnerabili nu este suficientă, am spus. Este nevoie ca aceștia care nu-și pot plăti facturile să fie identificați și ajutați mai mult. Modul de lucru de până acum, prin care toată populația României primește indirect subvenții, și aici mă refer la Ordonanța 114, prin care prețurile au fost plafonate pentru toată populația, cu toate că pe piața regională prețurile au fost mult mai mici, trebuie să înceteze. Nu m-am referit niciodată și aici la oprirea subvențiilor, pe care orice unitate, nu numai Primăria București, orice unitate administrativ-teritorială care are termie centralizată le poate da, pentru că sunt pierderi și oamenii nu trebuie să beneficieze, să fie ei lezați în interesul lor și să nu beneficieze de această subvenție. Niciodată un guvern liberal nu va interzice acordarea subvențiilor pentru energie termică date de către Consiliul Local. Descentralizarea este prioritară pentru noi. Așa ceva, de acolo a plecat disputa, ca să știți. Deci noi nu am spus și eu n-am spus niciodată acest lucru. Iar referitor la legea 196 a venitului de incluziune, ea a fost prorogată, domnul președinte Simon, ea a fost prorogată de guverne, deci prețul acela de 600 de lei nu este în vigoare. Și vă mai spun un lucru, valoarea aceea de 600 de lei a fost modificată prin Ordonanța 114 și a rămas la 750 de lei, asta ca să știe toată lumea, numai 600, 750 de lei. Dar nu este în vigoare legea și trebuie definit un consumator vulnerabil, trebuie să-i ajutăm și pentru energie electrică, și pentru lemne de foc, și pentru încălzire directă cu gaze, pentru orice tip de încălzire și de consum de energie pentru apă. Asta înseamnă consumator vulnerabil. Nu înseamnă, nu vă gândiți numai la termie, numai la energia termică. Acolo este evident unde sunt pierderi în sistem. E normal ca oamenii să fie ajutați, că nu sunt ei de vină datorită pierderilor și nu putem invoca propria noastră culpă ca să protejăm, să pedepsim oamenii. Asta am vrut să lămurească. Nu vom interzice subvențiile la energie termică în nicio unitate administrativ-teritorială. Nu vorbim numai de București aici. Aici e singura mențiune, stimate domnule ministru, și insistența colegilor a fost așa. Spunea și doamna Cristina Prună. Întâi definim consumatorul vulnerabil, asigurăm sursele, după care majorăm prețurile. Că altfel, dacă facem pe dos, o să-i expunem deja pe foarte mulți într-un interval de timp.
Strategia nucleară, nucleară electrică pentru reactoarele 3 și 4 și aceasta aș trata-o împreună și cu compania Uraniului, pentru că aș putea expune întreg procesul. Știți, domnule președinte, că și în Comisia de Industrie sunt un susținător al circuitului integrat al producției energiei electrice nucleare, de la minereul de uraniu, octoxidul de uraniu, producția de energie electrică și, de ce nu, mai avem și o ultimă parte, după energie electrică, depozitele de deșeuri radioactive. Și acolo trebuie să lucrăm, pentru că nu s-a făcut nimic. Pentru acest lucru, Compania Națională de Uraniu va primi, în noiembrie, eu am fost sunat de către comisarul pe european pe competiție, pentru că vom primi notificarea de returnare a ajutorului de stat, pentru că nu s-a făcut nicio restructurare. Deci, managementul Companiei Naționale a Uraniului nu a făcut programul de restructurare pentru care a primit ajutorul de stat. Și am fost sunat înainte, a fost un gest foarte frumos al doamnei comisar, Verstappen, pentru a spune înainte că va fi o cerere de returnare a ajutorului de stat. Deci trebuie să luăm o decizie foarte clară și decizia, ca să putem menține circuitul integrat, este ca mina cea nouă, care se va redeschide și trebuie redeschisă, împreună cu uzina Feldioara, să fie sub aceeași cupolă. Iar cupola care poate și care rezistă financiar este nuclear electrica. Numai acolo pot fi toate, și Feldioara și mina Ghințești trebuie să se ducă la nuclear electrica. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că nu mai avem nici problemele care le avem acum cu prețul octoxidului de uraniu. Nu vom mai fi dependenți de o aprobare de la ESA conform tratatului Euratom, pentru că este în interiorul aceleași companii. Asta este soluția pentru sistemul, pentru producerea de energie electrică nucleară. Dacă nu vom face acest lucru, tot timpul vom găsi o altă companie care va veni și va oferta sub preț, cum este această companie canadiană, și va spune: nu respectați tratatul Euratom, trebuie să aveți viza ESA pe contractele de achiziție. Noi am modificat hotărârea de guvern acum două săptămâni, în ultima ședință, exact așa cum am promis Comisiei Europene, se va mai face probabil o ultimă tranzacție pentru tot minereul de uraniu care se găsește la mina Crucea, în așa fel încât să închidem acest lucru, să nu mai avem probleme de infringement cu Comisia Europeană pe tratatul Euratom. Iar am afirmat și afirm, inclusiv în Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice, în strategia energetică, reactoarele 3 și 4 trebuie făcute. Trebuie făcute, dar părerea mea și părerea, ați văzut și părerea primului ministru, este că trebuie făcute cu state din Uniunea Europeană și din NATO. Avem parteneri care pot sta alături de noi. Grupul vulnerabil, cred că am răspuns, cred că se referea colegul nostru la consumatorul vulnerabil, restructurarea CEO. Da, am acordat un ajutor de stat de 1 miliard 200 de milioane. Practic am avut memorandum aprobat în guvern, împreună cu planul de restructurare. Am prenotificat Comisia Europeană, am aprobat ordonanța de urgență acum două săptămâni cu privire la acest ajutor de stat, cu clauză suspensivă până la aprobarea, va intra în vigoare după aprobarea notificării de către Comisia Europeană. Am făcut notificarea la Comisia Europeană, am avut discuții la Bruxelles pe această temă, așteptăm răspunsul Bruxellesului. După răspunsul pozitiv al Bruxellesului, vom acorda acest împrumut, că este vorba de un împrumut, de 1 miliard 200 de milioane ajutor de salvare. Dacă acest împrumut nu va fi returnat în termen de 6 luni de zile, așa cum este un ajutor de salvare în legislația europeană definit, atunci îl vom transforma într-un ajutor de restructurare. Asta ce va însemna? Va însemna că vom trece pe un program clar de decarbonare al companiei energetice Oltenia, pentru că prețul certificatelor de CO2 nu permite o activitate eficientă la CO. Și atunci vom scoate practic din producția de energie electrică pe bază de cărbune cam 1350 din calculele mele de megawatt și vom înlocui cu 1450 de megawatt de producție pe gaze și 300 de megawatt producție solară. Practic, complexul energetic Oltenia va avea o diminuare cu aproape 50% a emisiilor de CO2 în urma acestui program de restructurare. Vorbeam tot legat de CO2 că, evident, o trecere de la cărbune pe gaz presupune și un număr mai mic de oameni, de lucrători. În discutând cu directoratul Companiei Energetice Oltenia, i-am întrebat care este
prognoza de pensionare a oamenilor din complexul energetic Oltenia și mi-au zis că în următorii 4 ani de zile 4.000 de oameni vor ieși pe cale naturală la pensie. Deci, practic, vom avea și o restructurare naturală. Evident că aștept în perioada imediat următoare și le-am cerut să-mi spună cam pe ce direcții ies acei oameni la pensie. În zona, cât în zona minerit, cât în zona producției de energie electrice, pentru a ști exact cum să ne calibrăm pentru viitoarea posibilă restructurare, care oricum, din punct de vedere tehnic, ea trebuie făcută. Nu putem să mai stăm cu, în condițiile în care avem acest Green Deal european, să mai stăm, să nu luăm măsuri acum, pentru că vom ajunge în 2030 și nu vom mai avea timp să le facem. Dacă Germania, că s-a discutat aici, va reuși să-și impună ca să facă un termen tranzitoriu de phase-out la cărbune până în 2038, vă asigur că și noi vom fi în acest trend. Pentru că este normal să ne aliem cu statele care au aceleași probleme, Germania, Polonia, și să facem acest lucru pentru România. Pentru că nu este simplu să scoți 25-30% din producția de energie electrică din sistemul energetic natural, să o înlocuiești așa repede cu ceva. Gazul este un combustibil de tranziție și da, avem noroc că, că putem să-l folosim. Romarm și reorganizarea Romarm. Da, am spus tot timpul că reorganizarea Romarm o vom face și nu o putem face fără discuții cu Ministerul Apărării. Și am finalizat discuțiile cu Ministerul Apărării, știm care sunt direcțiile pe următorii 10 ani de achiziții ale Ministerului Apărării și în funcție de aceasta vom comasa anumite sucursale și vom lua deciziile și vom retehnologiza sucursalele care vor produce pentru Ministerul Apărării Naționale. Iar decizia luată de către Ministerul Economiei, Ministerul Apărării Naționale și primul ministru este ca să nu mai există achiziții ale Ministerului Apărării fără ca acestea să întoarcă în economie și fără acestea să se producă în România. Deci, practic, vom impune prin contractele de compensare, prin acel oficiu de compensare și achiziție de tehnică specială, ca cei care vor să vândă armament și vor să vândă Ministerul Apărării, să, prin contractele de offset, prin acei 80%, să vină să investească în România împreună cu companii private sau companiile Romar și să producă în România parțial sau, dacă nu, de ce nu, tot ce vor vinde la Ministerul Apărării sau în țările din regiune sau în țările, alte țări pe care au piață. Internaționalizarea. Programul de internaționalizare. Domnule ministru, dacă îmi permiteți. Da. Mi-ați spus că vă doriți, datorită faptului că CNU este în momentul de față în prag de faliment, că singura soluție este să luați activele acestei societăți. Să le cumpere, va plăti un preț pe ele, că nu putem trage. Exact. Ok, am înțeles. Acum, aș vrea să vă întreb și să vă scot în evidență faptul că dacă CNU, Compania Națională a Uranului, a ajuns în situația asta, a ajuns tocmai datorită faptului că cei care au lucrat acolo la un anumit moment și au primit acel ajutor de stat, nu au făcut absolut nimic pentru restructurarea companiei. Dom'le, vor plăti oamenii aceștia, cei care au fost acolo? Vor răspunde pentru lucrul acesta? Pentru că de aici vine prăbușirea acestei companii. Sesizăm că lucrurile nu merg, că nu funcționează, că am adus o companie pe profit foarte multă vreme și de importanță națională, de siguranță națională privind energia României. Vedem de ce a ajuns această companie în faliment, dar nimeni, absolut nimeni, nu plătește nimic în țara asta. Doar sesizăm, mai facem 3 moșmondeli și am rezolvat cazul, ăialalți sunt liberi și fericiți, iar firmele străine jubilează. Acum, mai e o problemă foarte importantă și îmi doresc din tot sufletul să nu picăm într-o capcană, și anume faptul că dacă CNU intră în insolvență și mâine una din firmele partenere a CNU cere insolvența, se va duce această firmă, evident, la autodistrugere, la faliment, și în momentul acela orice societate din lume poate participa la cumpărarea activelor acestei societăți. Și ne trezim cu Cameco sau cu orice altă firmă interesată în domeniu care va cumpăra fie feldioara, fie terenuri, fie mine și așa mai departe. Deci aveți grijă, faceți tot ceea ce trebuie făcut pentru ca această cumpărare de active de către SNN de la CNU să se facă repede și vă spun că trebuie făcută clară o evaluare dacă ați făcut în aceste 3 luni un astfel de evaluare care să
ofere posibilitatea SNN-ului de a cumpăra la prețuri reale și corecte și doi la mână să-mi spuneți ce anume veți întreprinde dumneavoastră, DNA sau alte instituții de forță ale statului care își doresc binele României contra acestor oameni care au distrus Compania Națională de Uren. Pentru că, mulțumesc foarte mult, pentru că e important să rezolvăm și lucrurile acestea, să dăm o lecție celor care au distrus până acum economia națională, an după an. Mulțumesc, foarte importantă intervenția, dar, domnule ministru, la solicitarea colegilor de la Senat, trebuie să le închidem la ora 11, pentru că încep ei comisiile pe fiecare pe zona lui de activitate și au un vot important astăzi. Vă rog să sintetizați. Procedura de evaluare a început. Există ordonanța 80 în baza căreia poate fi făcută achiziția. Se pot invoca elemente de securitate națională, deci acolo suntem acoperiți vis-a-vis de CNU și evident cine a greșit trebuie să plătească și sunt de acord cu dumneavoastră. Internaționalizarea este un program de 10 milioane de lei pe anul 2020, care cred că săptămâna viitoare va fi lansat. Este deja pregătit. Acordul cu Vietnamul acum 3 săptămâni a fost aprobat în guvern. Proiectul de lege cu privire la ratificarea acordului cu Vietnamul și a fost trimis către Parlament, iar rugămintea mea către Parlament este poate să reia și să ajunge la plen. A fost retras de pe plen. Chiar la Senat, domnul președinte Melescanu a retras acordul de liber schimb cu Canada. Cred că nu mai avem motive să nu-l punem pe ordinea de zi. Problema vizelor este soluționată cu Canada și poate reușim să aprobăm și acordul de liber schimb cu Canada. Târgul s-a mutat din aprilie în iunie, în Vietnam. Direcția Invest România, nu numai că există, a fost ridicată la rang de direcție generală. Ați avut forma veche a investiției, a organigramei. A fost în transparență, după care acum este publică, este Direcție Generală de Investiții România și conform direcției... Ați schimbat cu tot organigrama, n-are legătură cu ce ați avut în transparență. Așa ați înțeles dumneavoastră, transparență. În urma transparenței și în urma discuțiilor care le-am avut pe baza organigramei, normal, am făcut modificări, logic. De-aia avem dezbatere publică. Există Direcție Generală de Investiții, iar România prin Ministerul Economiei este chiar punct strategic de investiții conform Directivei 542. Noi trebuie să luăm decizii dacă aprobăm anumite investiții sau nu, din punct de vedere strategic. Deci, investițiile străine sunt punct foarte. Cred că Green Punctual, Deal... măcar una? Ce s-a întâmplat între luni? Una? Mică? Una? Am discuții, credeți-mă, cu vreo 5 investitori și nu. În ăștia 3 luni și nu aș vrea... Știți foarte bine că sunt acord de confidențialitate și nu. Aș vrea și vorbesc de investiții foarte mari, credeți. Poate unele le știți, vin în continuare, dar sunt investiții foarte mari și le vom face cu tot... Le vom face. Cred că în momentul când vorbim de Green Deal, v-ați referit la Just Transition Fund, iar acel fond de 750 de milioane de lei, care pe lângă Valea Jiului a fost adăugat și Gorjul, unde sunt carierele ale companiei energetice Oltenia, mai există Mehedinț, unde există cariere ale companiei energetice Oltenia și Vâlcea, unde există cariere de cărbune. Au fost adăugate și acelea, iar banii, e clar, 750 de milioane de lei, că sunt mulți, că sunt puțini, ei trebuie gestionați. Eu cred că sunt suficienți. Dacă stau bine și mă gândesc, într-un exercițiu trecut, 400 de milioane au fost folosiți și au fost mai mult decât satisfăcători. Cred că trebuie să-i folosim foarte bine în așa fel încât oamenii să nu sufere. De aici, gaze naturale, legea offshore, am spus că dacă va fi nevoie de modificarea legii offshore, o să o facem în Parlament. Guvernul nu lucrează la nicio modificare a legii offshore, deci va fi în Parlament dacă va fi nevoie să face discuții cu toate grupurile parlamentare. În niciun caz nu lucrăm în guvern la o lege offshore. Consumatorul vulnerabil a început comitetul ministerial, nu este condus de Ministerul Economiei și Energiei, nu suntem noi materia de drept pentru consumatorul vulnerabil. Este Ministerul Muncii, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Economiei participă la acest comitet ministerial și dacă ne-am angajat până la 31 decembrie o să o facem. Banii 2% din taxa pentru companiile din energie, nu s-a semnat încă protocolul cu ANRE, avem termen până în 31 aprilie, dacă nu mă înșel, pentru a transfera Departamentul de Eficiență Energetică. A fost creat în organigramă Direcția Generală de Eficiență Energetică. Banii urmând să urmeze în urma protocolului, evident, se vor ocupa cei de la finanțe.
de acest lucru și prin Direcția de Eficiență Energetică vom lansa proiecte de eficiență energetică, pentru că banii trebuie cheltuiți pentru a crește eficiența energetică. Am fost întrebat de PNDL 3 gaze pentru români. Da, ne dorim, nu va fi un PNDL 3, ați văzut, pentru gaze. Vom lansa, și Ministerul Fondurilor Europene va lansa, cred că la sfârșitul lunii aprilie, un col de proiecte cu un buget de 200 de milioane de euro. Și aici vorbesc, că m-ați întrebat, de lucruri certe, de 200 de milioane de euro care sunt din economiile pe exercițiul bugetar care se încheie în 2020 pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție de gaz. Vom face împreună cu Ministerul Fondurilor Europene caietele de sarcini, în așa fel încât primarii să știe exact pe ce trebuie să aplice. Evident că vor trebui să aibă acel studiu de fezabilitate. Legea turismului este în dezbatere în Camera Deputaților. Am spus și am modificat punctul de vedere al Guvernului și am spus, n-am retras-o, nu dăm aviz negativ. Ne dorim ca împreună, fiind deja în dezbatere și aproape în Comisia Decizională, să participăm activ colegii noștri deputați PNL, inclusiv eu, fiind membru în Comisia de Industrie, colegii de la UDMR, cu toată lumea, să scoatem o legea turismului bună, pentru că dacă ne apucăm iar să o punem, nu mai ajungem cu ea să o finalizăm. Pâniescu și strategia energetică. Da, Planul Național de Integrat de Energie și Schimbări Climatice, el trebuie clar coordonat cu strategia energetică. În Planul Național aveam o țintă de 30,7% energie regenerabilă, în strategia națională, care era în faza de avizare la mediu, era parcă de 28. Nu putem merge la 100, nu putem merge pe o parte la comisie cu o țintă, pe partea de strategie cu altă țintă. Am fost în 3-4 discuții la Ministerul Mediului ca să deblocăm și planul, pentru că trebuie să știți, Planul Național de Investiții de Integrat de Energie, Schimbări Climatice, nu este al Ministerului, este Ministerul Economiei, Energiei, împreună cu Ministerul Mediului. Împreună facem acest planul, să-l acomodăm cu strategia. Vom modifica și strategia energetică în sensul că vom scoate ca nivel de proiecte punctuale acele proiecte care sunt blocate la mediu și vom lăsa linii directoare, atâta producție prin pompare, atâta energie pe gaz, atâta energie nucleară, în așa fel încât să deblocăm și strategie și preconizăm că vom avea și strategia și planul până la sfârșitul lunii aprilie aprobate și trimis prin hotărâre de guvern, iar planul național l-am trimis, l-ați văzut, l-am pus în dezbatere publică, l-am trimis colegilor din Parlament la comisii, tocmai pentru a primi, fiind în dezbatere publică, pentru a primi feedback și de la dumneavoastră și ar putea integra acel feedback în versiunea finală. Aici aveam o scurtă completare, nu știu dacă ați reținut întrebarea despre proiectul președintelui Iohannis, România. Da, România va fi un hub energetic, sigur că da. România va fi un hub energetic, de aceea în programul de guvernare avem... Integrația asta în IES. Evident că va fi integrată în IES. De aceea facem 3 și 4 ca să avem mai multă energie, de aceea încercăm să deblocăm investițiile din Marea Neagră, să avem mai mult gaz ca să-l consumăm în țară și să producem și energie electrică, de ce nu și petrochimie, de ce nu să dezvoltăm și rețeaua de încălzire, de distribuție a energiei termice pentru populație pe bază de gaz. Consumatorul vulnerabil, legea offshore am vorbit, bugetul de Startup Nation. De ce bugetul de Startup Nation este la jumătate? Nu, aici vă contrazic. În 2019 n-ați avut deloc, vechiul guvern nu a avut niciun ban pentru bugetul de Startup Nation. A avut 2 miliarde de lei credite de angajament în 2017. V-am întrebat explicit despre ediția 2020. Mă lăsați un pic, a spus de ce este la jumătate. Să știți că nu. Pentru ediția 2020, așa ați anunțat dumneavoastră. Nu. Răspundeți-mi la ce v-am întrebat. Doamnă, dragă colegă. Și la răspunsul anterior nu am intervenit, dar de data asta, vă rog, nu veniți cu... Nu uit nimic din ceea ce ați spus. Nu, a spus nu, că nu, bugetul nostru de 1 miliard mantă. De la jumatea bugetului dumneavoastră. Păi la jumatea bugetului dumneavoastră zero din 2019 cu 2 miliarde din 2018 înseamnă tot un miliard. Credite de angajament, 2 miliarde au fost prevăzute în bugetul pe 2019. Da? Vorbim de un program care se duce pe 2 ani. 1 august. Răspundeți-mi, vă rog, legat de ediția 2020. Noi ne-am făcut datoria, am lansat și am dus acest program două ediții. V-am întrebat despre ediția 3, care este în mâinile dumneavoastră. Despre această ediție v-am întrebat, despre ea întrebați-mă. Nu trageți, nu ridicați tonul, suntem colegi. Dar vă rog să-mi răspundeți, deci, la ce v-am întrebat. În anul 2019, în 4 noiembrie, bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pe capitolul Startup Nation, 0 lei. 2 miliarde de lei credite de angajament, domnul ministru. 0 lei angajament, 0 lei bugetare. A trebuit să suplimentăm cu 300 de milioane de lei credite bugetare să plătim din urmă Startup Nation. Domnul ministru,
Domnul ministru, omiterea adevărului înseamnă tot minciună, nu dezinformație. Da? Vă rog, deci, eu foarte mult. Zero lei. Deci anul trecut în 2020 avem un miliard de lei și care nu ne-a permis să venim cu rectificare bugetară. Deci nu dezinformați prin omisiune. Nu mințiți, atât vă rog. Domnul, dacă mai bine n-ați fi ridicat problema. Să continuăm, vă rog, că n-ați fi continuat, aș cerut cu mâna dumneavoastră să renunțați la bani. Cealaltă întrebare, vă rog. Domnul meu, atunci vă pun o întrebare în afara concursului. De ce vreți să mutați 198 de milioane acum de la bugetul Start Amnesia către cinematografie? Schema de ajutor, schema de ajutor pe cinematografie, pentru că banii... De ce îi mutați de la Startup Nation? De ce nu lăsați banii pentru antreprenori? Nu, banii pentru antreprenori sunt, dar ca să modific Startup Nation, în baza a noilor modificări, trebuie ordonanță de urgență. În momentul de față, nu. Deci vreți să luați banii de la Startup Nation pentru cinematografie? Spuneți da, că asta vreți să faceți acum. Spuneți da. Domnul senator, avem 1 miliard de lei credite de angajament acum. Iarăși mințiți prin dezinformare. Dumneavoastră deci, că am prost informat exact cum a fost și cu Direcția Generală de Investiții ce Străine. Se acolo. Domnul senator, domnul meu, v-am lăsat niște proiecte care trebuiau în decembrie, în ianuarie să fie implementate. Nu le-ați implementat, despre acelea vă întreb. De ce nu le faceți? De ce? Că nu sunteți capabili, simplu. Nu, domnule senator, pentru că ați lansat niște licitații, domnule senator, pe niște companii care se judecă între ele acum. Asta ați făcut, pe software. Domnule ministru, ați văzut că v-am rugat să treceți la această întrebare, trec la următorul subiect. Doar o completare. Există un proiect de lege pe modificarea Startup Nation. Nu e nevoie, domnule ministru, de ordonanță. Penibil. Vă bateți joc de Parlamentul ăsta. Terminați! Nu. Chiar este o propunere constructivă. Domnul ministru a spus că pentru Startup Nation relansat e nevoie de ordonanță. Eu vin și spun, avem proiect de lege depus împreună cu senatorul Radu Oprea, putem lucra de bună credință ca să relansăm programul. Revin și spun că nu mi-ați răspuns la întrebare de ce bugetul Startup Nation, așa cum anunțați pe ediția 2020, este înjumătățit. Răspundeți-mi la întrebare, vă rog. Pentru că este la același nivel al guvernului nostru, 1 miliard de lei anual. Ok, trecem la următoarea întrebare. Asta este o minciună și aveți... se va dovedi cu... Doamna deputat, da. 2 miliarde 2018 plus 0 2019, efectiv înseamnă 1 miliard pe medie, nu da? Nu vă blocați în această întrebare. Domnul că președinte, nu mai avem nu credeți foarte că ar fi întrebări. Cazul să interveniți totuși? Circuitul integrat, circuitul integrat pe tocător. Avem rog, în față un ministru. Intervenția dumneavoastră nu facem decât să spatem pasul pe loc. Vă rog. S-a vorbit de către președintele Consiliului de Administrație al SNN, cred că este o eroare, nu se știe, este domnul președinte de vreo lună jumate, domnul luni, președintele al Consiliului de Administrație al SNN este domnul Teodor Chirică. Cred că nu e nevoie să-l prezint pe domnul Teodor Chirică, care este și președintele Foratom, că e o persoană în domeniul nuclear. Da, a fost o persoană care, după părerea mea, nu trebuia să fie președintele și în momentul în care am venit am schimbat președintele Consiliului de Administrație cu domnul Teodor Chirică. CEH, Consiliul, Compania Energetică Hunedoara. De ce n-aplic Ordonanța 60? Păi, Ordonanța 60, mie îmi place să discut de Ordonanța 60, domnul președinte Iancu știe. În comisie împreună am aprobat Ordonanța 60, împreună am aprobat acel amendament ca să putem aproba Ordonanța 60, să o putem folosi și pentru companiile aflate în reorganizare, în faliment. Că dacă nu era acest amendament și nu l-aprobam toți în Comisia de Industrie, acum ne uitam și nu mai aveam ce să facem. Ordonanța 60 se aplică, dar pe baza legii, insolvenței. Asta ce înseamnă? Că poate fi aplicată după ce se stabilește tabloul creditorilor definitiv și înțeleg că la sfârșitul lunii februarie s-ar stabili, după care programul de reorganizare, care nu e făcut de către minister, ci este făcut de către administratorii judiciari, vor lua în calcul Ordonanța 60. Eu am discutat cu actualul administrator judiciar, i-am spus ceea ce doresc, există legislație, va face acest program de reorganizare în baza Ordonanței 60. În ce sens? Centrala de la Mintia va fi separată, va fi o centrală separată. Înțeleg că se dorește să fie luată, dată de către Consiliul Județean Hunedoara sau de Primăria Deva. Ea încălzește municipiul Deva. Nu am absolut și Ministerul nu are nicio problemă să o cedeze unităților administrativ-teritoriale, centrala de la Paroșeni împreună cu celelalte 4 mine vor merge într-o altă companie separată. La Paroșeni va fi o modernizare, o trecere pe gaz a unui sau a două grupuri în funcție de cum vom face studiile fezabilitate, în așa fel încât să avem și acolo o decarbonare. Minele Lonea și Lupeni, care sunt în program de închidere, să știți că am avut discuții la Bruxelles și le-am explicat că o mină de talia minei Lonea, care este cea mai mare din sud-estul Europei, nu poate fi închisă în 2 ani de zile, 2016-2018, în condițiile în care mine similare se închid în 8-9 ani. Și să știți că am avut deschidere și o să vedeți în continuare că avem cadru
o să avem un cadru în așa fel încât să continuăm programul, iar cărbunele din acea mine, pe probleme de siguranță, pe motive de siguranță în exploatare și de siguranță a zăcământului, va trebui scos și ars în continuare, pentru că nu avem ce să facem cu el. Deci și acolo soluția este găsită. Nu îmi doresc să intru în polemici vis-a-vis de domnul Bobar, președinte PSD, Petrila, care l-a pus pe domnul Drăgoescu. Domnul Drăgoescu nu mai este salariat. Poate că gândiți-vă că ăsta este unul din motive pentru care eu nu am mai acceptat ca domnul Drăgoescu să mai lucreze și s-a pus dosarul de pensionare. Nu poți să fii, am spus acest lucru și nu vreau să mai comentez. Pot să-l întreb pe domnul Bobar de ce l-a angajat. Asta aș putea să întreb. Domnul ministru, schimbați-l. Mai departe, vă rog. Nu avem vorba de Consiliul de Supraveghere la Petrom. Statul român are un proces. Domnul ministru, vă rog, numai o secundă, domnul președinte. Ați omis două întrebări ale mele. Care? Spuneți. Administratorul special, cum ați reușit să puneți un electrician acolo? Vă rog să-mi dați răspuns și la întrebarea asta. Domnul senator este un jurist? Este un jurist foarte bun. Exact cum a spus doamna senator, are experiență sindicală acolo. Știți foarte bine și cunoașteți mult mai bine ca mine problematica sindicală de acolo. Înțeleg că v-a deranjat inclusiv domnul director, care... Să știți că n-am făcut niciodată schimbări pe criterii politice, drept dovadă că directul de la CEH e același pe care l-ați avut dumneavoastră. Nu, deci, întâmplător, domnul administrator special era cât pe ce să-l bată pe fratele domnului Răzmeniță la primăria Brăvei. Haideți să trecem peste... Domnul președinte, dacă îmi permiteți, nu avem o problemă cu alegerile acum, dați-le încolo. Domnul ministru, eu sunt locuitor al acelei zone. Nu aveți milă de noi? Domnul ministru, puneți pe cine doriți. Dar schimbați-l pe... N-a avut milă de doamna senator, eu aștept să vorbiți senator, și după aceea. Haideți să vorbim pe bune. De ce ați lăsat oamenii fără ajutorul de incluziune 2 ani de zile? Că până la urmă, să spunem lucrurilor pe nume, ce ați făcut guvernul dumneavoastră de nu le-a acordat, a trebuit oamenii să fie închiși în mine, să stea acolo, că n-ați vrut să le acordați. Domnul ministru al finanțelor v-a refuzat de vreo 3-4 ori, v-a zis că nu. Și a trebuit să venim noi și în prima ședință de guvern am dat acel ajutor. Deci haideți să nu mai fim ipocriți, vă rog frumos. Haideți să închidem subiectul Hunedoara. Văd că aveți o dezbatere aprinsă dumneavoastră în Hunedoara acolo, dar haideți să o închidem. Deci, domnul ministru, nu mai vorbiți de milă. Oamenii nu trebuie să le plângi de milă. Oamenii trebuie ajutați când au nevoie. Și noi i-am ajutat. Și i-am ajutat cu acea ordonanță și apoi cu hotărârea de guvern prin care le-am dat acea venit de completare pentru încă 2 ani de zile pe care dumneavoastră puteați să le dați din 2018 și nu le-ați dat. Domnul Așa ministru, că haideți să închidem subiectul. În primul rând, eu doresc să nu zbierați la mine. Păi nu zbier, dar pe bune, încercați să transformați o polemică dumneavoastră din interiorul județului Hunedoara la nivelul comisiilor Parlamentului. Haideți să trecem peste asta. Nu dezvolt nimic, vreau răspuns. Domnule, de ce ați spus un electrician să conducă complexul energetic Hunedoara? De ce sunteți sub atent unui tractorist, domnul senator? Stimați, poate că așa a fost destinul meu, doamnă. Stimați colegi, ne-am apropiat de final. Ați compromis care e problema? Răspunsuri 10:58. Eu am lăsat să curgă toate aceste întrebări. Vă rugasem să nu fiți pătimași, dar ați fost și nu e rău. Știți ce spune dezbaterea și intervenția dumneavoastră? Că acestea sunt temele reale, de ele trebuie să ne ocupăm, nu să mergem în alegeri anticipate. Țara de aceste vom afecta regiuni întregi, zeci de mii, sute de mii de oameni. Astea sunt prioritățile și vedeți cât de greu sunt de soluționat. Asta nu înseamnă că nu avem soluții. Chiar sunt soluții, din fericire pentru noi, iată, vin dinspre acest program Green Deal și sunt la nivelul României miliarde de euro care sunt disponibile pentru acest tip de program. Dacă nu ne așezăm toți la masă, nu o să găsim soluții și dacă ne mutăm mai rău, demagogic, în ipocrizia alegerilor anticipate, am omorât șansa acestor oameni pentru încă un an, doi ani. Și când amânăm, ce facem? Vine 31 decembrie și află 300-400 de oameni că sunt disponibilizați. Vă mulțumesc, închidem, trecem la vot, domnule ministru, vom dezbate în continuare, vă așteptăm la comisie. Pe planul național, pentru ciclul integrat, închis, pe achiziții, atenție la nuclear electrica, avem probleme în continuare pe legea achizițiilor și turism. Dar nu numai ca atare. Supunem la vot. Vot pentru candidatura domnului ministru Virgil Daniel Popescu pentru această calitate în noul cabinet. Cine este pentru? Să numere cineva ca să... 23. Cine este împotrivă?
Bravo! Abținere am avut, da? Bravo! Stimați colegi, declar ședința închisă. Domnule ministru, vă așteptăm în continuare la dezbatere.